Okay. Ok, stai să vedem că trebuie să intru pe desktop-ul meu ca să pot să... Da. Și să văd ce... Așa, minimalizează acolo. Da. Încă o dată, minimalizare. Ok. Așa, da. Bravo și cu... Imediat. E ok? Da, perfect. Ok, bun. Ok, succes! Mulțumesc! Bună seara tuturor! Și eu voi prezenta o parte din lucrarea pe care am prezentat-o la Congresul Național de Homeopatie din Japonia, pentru că al Societății Regale Japoneze de Homeopatie, și anume voi prezenta tipare de reacție. Eu sunt un fan al încadrării reacțiilor în tipare de reacție, pentru că are o importanță practică deosebită, câștigă și timp și o să vedeți că ne ajută foarte mult și e și un teren extrem de umblat anterior, încă de la Hans Selye Hahnemann și Walter Cannon. Și în final voi prezenta și despre Reinutria japonica, care este o plantă importantă, mai ales pentru cei care se vaccinează. Și o să vedeți de ce. Cum reacționăm la un stresor sau la stresori multipli? Aici este o problemă rezolvată de mult, încă de Hans Selye, și sindromul lui general de adaptare, care ne spunea foarte clar că, indiferent de stresor, că e biologic, că virus, bacterie, fung, parazit, că e chimic, că e fizic, că e psihoemoțional, noi reacționăm întâi prin imunitatea nespecifică și ulterior prin imunitatea specifică. Că trei faze importante ale sindromului general de adaptare la acest stresor. Faza 1 se caracterizează prin răspunsul catecolaminic, faza 2 se caracterizează în momentul în care stresorul continuă sau este de o intensitate foarte mare și consumă din resurse, prin inhibarea axei HPA de reacție la stres, axa HPA fiind o axă endocrină, și faza 3 fiind faza de epuizare a resurselor ulterior cu exitus. Peste acest sindrom general de adaptare se suprapune minunat teoria miasmatică a lui Hahnemann. Astfel, primei faze îi corespunde miasma sau terenul psoric, fazei 2 terenul psicotic, fazei 3 terenul tuberculinic și ultimul terenul sifilitic. Și o să detaliez puțin vis-a-vis de aceste tipare de reacție. O să prezint doar o singură situație din 26 septembrie acest an. Din 109 decese raportate de pacienți infectați cu SARS-CoV, 106 erau cu comorbidități, cu boli cronice și fără. Ceea ce ridică problema necesității stringente de abordare integrată a pacienților cronici înainte de expunerea la stresul biologic prin managementul încărcăturii miasmatice. Ce este această încărcătură miasmatică? E interacțiunea dintre un stresor biologic intens și sau de lungă durată și organismul uman. Și Hahnemann este cel care a selectat dintre stresorul biologic cu care umanitatea s-a întâlnit, trei stresori. Și o să vedeți care sunt. În urma acestei interacțiuni, organismul se adaptează și fie își ajunge la echilibru anterior, homeostază, fie câștigă, cum spunea Walter Cannon, informații noi și echilibru se numește heterostază, un echilibru mai bun, sau în condițiile în care discutăm despre bolnavi cronici, discutăm despre cacostază, adică despre un echilibru în care am trecut prin război, dar suntem veterani cu sechele. Aceste vulnerabilități, această cacostază, e fie dobândită în această viață, fie moștenită transgenerațională.
Putem dobândi mai multe vulnerabilități, dar într-un anumit moment al timpului, numai una e dominantă. Putem face față doar unei lecții evolutive. După cum vă spuneam, Hahnemann a selectat încă de la 1700 stresori biologici care au avut un impact intens asupra sistemului de reacție la stres a ființei umane. Unul și cel din tâi a considerat Hahnemann că a fost Sarcoptes scabie, apoi bacilul Koch, Neisseria gonoree și Treponema pallidum. Un alt teren foarte important, o să vedeți, e un teren despre care miasmatic, despre care s-a vorbit ulterior, e terenul cancerinic, în care toate aceste miasme sunt active. Ei, ce spuneți de SARS-CoV-2, care este și un stresor intens și de lungă durată? Cu siguranță va crea un nou echilibru și o să vedem de care. Fiecare miasmă are nivelul specific de blocare toxine la nivel celular și regula specifică de drenaj, ca aceste toxine să fie blând conduse de eliminare. Ce este vaccinul? Vaccinul față de virus, care e un stres, este și stresor biologic și chimic. De aceea e important să facem managementul încărcăturii miasmatice înainte de expunere și e nevoie să știm să recunoaștem caracteristicile fiecărui teren miasmatic și regulile specifice de drenaj toxine. Detalii și sub forma unui ghid de buzunar foarte ușor de utilizat despre cum recunoaștem aceste terenuri în practica clinică, într-un cabinet de normal de clinică, le găsiți în cartea Gemoterapia, terapia cu polen crud și fitoterapia miasmatică, pe care am publicat-o în 2018 și am inițiat-o la Tokyo, tot în 2018, la invitația japonezilor, unde am predat un curs de terapie cu polen crud miasmatic. Terapia cu polen crud e prescrisă conform regulilor miasmatice, bazându-ne pe înțelegerea modernă a teoriei miasmatice hahnemanniene, adică legătura dintre microbiom și organismul uman. Sănătatea și rezoluția simptomelor cronice se face imediat sau strat cu strat, depinzând de vitalitatea persoanei și de nivelul de disfuncție a microbiomului intestinal. E nevoie să hrănim și să reeducăm acest microbiom și ce e mai bun pentru asta decât polenul crud. Ok. Malina, da. Malina, te întreb o secundă numai. Dacă poți să explici mai, un pic mai bine pentru cei care sunt acum prezenți, ce este această miasmă sau încărcătura miasmatică? Un pic da. Așa mai termen mai simpli. Da. Deci, practic, cum spunea Hahnemann, în momentul în care noi ne întâlnim cu un stresor biologic, care poate să fie o bacterie sau poate să fie un virus, în moment, noi fie reacționăm printr-un echilibru normal, cum eram anterior, fie obținem informații și evoluăm la un nivel superior și așa se numește heterostaza, sau rămânem cu sechele și atunci suntem în cacostază. În momentul în care sunt sechele la diverse nivele, că e cutanat, că e cardiovascular, că e hormonal, la cele, fiecare nivel, da, de acest gen se numește miasmă sau încărcătură miasmatică. Psora, de exemplu, e un nivel cutanat sau un nivel funcțional de hiperreacție pe sistemul nervos. Psicoza e un nivel hormonal de hiperreacție. Sifilisul e un nivel cardiovascular, osos. Și așa mai departe. E o discuție foarte largă și necesită, cum să spun, un curs special ca să înțelegem mai mult. Eu aici am vrut doar să trasez niște idei, să știți că există aceste lucruri, că pot fi abordate și ulterior cine vrea să învețe mai multe despre, poate porni de la simpla citire a cărții și ulterior de la urmarea unor cursuri, unde poate învăța mai multe. Eu am practicat în toată această epidemie această teorie, pe pacienții mei și pe mine.
când am făcut COVID. Și urma să detaliez cam ce am făcut în final în cazul meu și cum această teorie s-a probat în practic. Ok. Așa. Discutând despre psoră, ca și management al încărcăturii miasmatice, din perspectiva psorei, blocajul este la nivel de membrană celulară vis-a-vis de toxine. Și o să vedeți că o caracteristică, de exemplu, un exemplu de pacient psoric e pacientul care e cu anxietate anticipatorie. E cel, de exemplu, care nu poate noaptea să doarmă de frică că o să se îmbolnăvească. Cu siguranță știți astfel de pacient. Acestui pacient, ca regulă de drenaj, trebuie să-i faci drenaj hepatorenal și ulterior să îi reglezi nivelul de organul, sistemul care este disfuncțional. E un pacient, de exemplu, cu psoriazis și care e cu anxietate anticipatorie. Da? Întâi îi faci un drenaj hepatorenal și apoi îl ajuți să-și regleze disfuncția cutanată. În ceea ce înseamnă vaccinul, un astfel de pacient, dacă nu îi reglezi acest blocaj înainte de a face vaccinul, el poate să dezvolte simptome de tip diaree, atac de panică, spasme, rubor, calor, dolor, la locul injectării. Și ce faci în acest caz? Drenezi hepatorenal cu polen crud, de exemplu, de trandafir sălbatic, poliflor, prun, care au tropisme digestive și pe sistem nervos, cu polen crud de păducel, care are tropism cardiovascular funcțional, polenul crud de flori de munte are un tropism cutanat, care e caracteristic terenului psoric. Cireșul face drenaj renal și are și tropism cutanat, care este caracteristic acestui teren psoric. Tuberculinismul. Tuberculinismul, în momentul în care suntem cu această vulnerabilitate, avem blocaj la nivel mitocondrial. Și știți că virusul, tocmai acest virus SARS-CoV, are multe teorii vis-a-vis de modul în care abordează exact acest lucru, vulnerabilitatea mitocondrială. Un astfel de pacient, înainte de a face vaccinul, poate să fie un pacient cu boli autoimune, de exemplu, cu alergii, cu boli respiratorii cronice și dacă nu facem acest management al încărcăturii miasmatice înainte de vaccin, poate să reacționeze prin adenopatie, simptome similare infecției acute gripale, oboseală și regula de drenaj echilibrează organul sau sistemul deficitar și apoi fă drenaj hepatorenal. Putem folosi polenul crud de iarbă neagră, de prun, pentru că conțin cupru și cupru un element deficitar în acest teren. Polenul castan, care conține zinc și zincul e deficitar în acest teren. Polenul poliflor și de măr, care au tropism energetic mitocondrial, care e problematic la acest tip de teren, și scaiul vânăt, care este respirator și acesta este o vulnerabilitate în terenul tuberculinii. Sicoza. Sicoza are de toxine la nivel ribozomal. Vaccinul funcționează tocmai pe acest nivel, astfel încât, și o să vedeți că pacientul sicotic e pacientul care se duce și se vaccinează, e pacientul hipertensiv, la risc, obez, cu diabet. Și e important să facem managementul încărcăturii miasmatice înainte de a se vaccina. De ce? Pentru că poate să-mi facă edem, poate să-mi facă hipertensiune, nu cea cu cefalea occipitală, pentru că asta ține de teren sifilitic, poate să-mi facă febră mare. Și atunci tratez managementul încărcăturii miasmatice similar ca la tuberculinism. Ca regulă de drenaj, pot folosi polenul crud de trandafir sălbatic pentru raportul sodiu-potasiu ideal în echilibrarea tensiunii arteriale, polenul crud de castan pentru conținutul în zinc care e deficitar aici, iarbă neagră pentru conținutul în cupru care e deficitar aici, cel de salcie cu tropism pe sân, prostată, care sunt caracteristice ca organe disfuncționale în sicoză, cireșul ca cu tropism hormonal, sistemul hormonal fiind un sistem disfuncțional în acest tip de teren, tot cireșul cu edem în sarcină sau pentru fertilitate. Cancerinismul. Cancerinismul
terenul sifilitic sunt cele două terenuri care produc cele mai multe probleme din acest punct de vedere, în această pandemie. În cancerinism, de exemplu, am endotoxine blocate la toate nivelele. Stresuri psihoemoționale extrem de intenși. Pacientul cancerinic sau cu acest tip de pacientul care nu știe să spună nu, care se vaccinează pentru că vrea să-și protejeze familia și cu siguranță cunoașteți foarte mulți astfel de pacienți. La acest tip de teren se epuizează ușor neurotransmițătorii din cauza cererii crescute și prima etapă în managementul încărcăturii miasmatice la acest tip de teren e suportul sistemului nervos cu polenul crud de trandafir sălbatic, cu lăptișorul de matcă, pentru a avea instrumentele necesare corpului să reacționeze la terapie și să echilibreze organul și sistemul afectat. Drenajul hepatorenal îl putem face cu păstură, cu polen crud de prun, cu păpădie și cireș, alcalinizare ulterior cu polen crud de iarbă neagră, drenaj limfatic și oxigenare ulterior cu polenul crud de castan și ultima etapă din managementul încărcăturii miasmatice la terenul cancerinic este echilibrarea organului sau sistemului afectat prin polenul crud de salcie, de rapiță sau castan, care au tropism pentru organele și sistemele afectate în cancerinism. Terenul sifilitic. Toxinele sunt blocate la nivel de ADN și se face ca regulă exact ca la terenul psoric. Se face întâi drenaj hepatorenal și apoi echilibrare de sistem sau organ afectat. Aici să știți că sunt pacienții care au cele mai urâte efecte secundare și care fac formele severe de COVID. Sunt pacienții cu care au istoric de tromboze, de accident vascular cerebral, diabeticii insulinonecesitanți, cei cu complicații, cei vasculari, de exemplu antecedente de infarct de miocard și așa mai departe. Terenul sifilitic e terenul degenerativ. Din perspectiva vaccinului, acești pacienți sunt cei care sunt la risc de tromboze, de complicații cardiovasculare. Și atunci e important să facem managementul încărcăturii miasmatice înainte de a expune la stresorul chimic și biologic. Și putem folosi polenul crud de prun, care are tropism hepatic, cel de cireș, care are tropism renal, cel de trandafir sălbatic, mac, iarbă neagră și poliflor, care au tropisme osoase. Cel de măr este extrem de important în terenul sifilitic pentru că are tropism cardiac. Salcia, care conține potasiu și fosfor, deficitar în terenul sifilitic. Și la final, pe managementul încărcăturii miasmatice, aș vrea să adaug un lucru foarte important. Toate produsele apicole ajută vis-a-vis de creșterea nivelului de BDNF, care este Brain-Derived Neurotrophic Factor. Acest BDNF este marker de severitate a evoluției infecției cu SARS-CoV și este cauza sau una din cauzele dominante ale sindromului post-COVID. Atât lăptișorul de matcă, cât și propolisul și polenul crud cresc acest BDNF, în special propolisul brazilian. Și se datorează acest lucru flavonoizilor din aceste produse apicole. De aceea, eu să știți că am folosit propolisul la toate cazurile pe care le-am avut, încă de la primele simptome, pentru că are acești flavonoizi, ajută la reglarea întregii cascade inflamatorii și crește BDNF-ul. Și ajungem la Reinutria japonica, care e o plantă foarte interesantă. E o plantă care la noi în țară nu are un renume fantastic, pentru că e o plantă invazivă. Natura săracă s-a încăpățânat să mențină planta, deși noi tot am vrut să o distrugem, pentru că e o plantă considerată nocivă ca în mediul înconjurător, din cauza acestui caracter invaziv. Dar tocmai din cauza acestui caracter invaziv, să știți că, după doctrina semnăturilor, e o plantă, da, care ne ajută în
și în fazele avansate de COVID, dar și ne ajută la pacientul vaccinat. Gândiți-vă în felul următor. Avem resurse limitate. În momentul în care suntem solicitați să facem anticorpi mereu și mereu, un lucru care nu e caracteristic și fiziologic organismului, el produce numai când are nevoie, nu continuu, trebuie să ajutăm acest organism, să-l susținem. Ei, un studiu din 2017, publicat într-o revistă de medicină militară, vis-a-vis de compușii biologic activi ai troscotului japonez, pentru că asta este Reunutria japonica, a arătat că Reunutria japonica, troscotul japonez, ajută la restaurarea imunității sau funcției imune umorale, celulare, care a fost supresată, și imunomodulării non-specifice, care vă spuneam că e foarte importantă pentru că e primul pilon de reacție. Ajută la stimularea capacității de proliferare a anticorpilor de către limfocite și la producția de interleuchină 2. Această plântuță ajută la rezolvarea leziunilor pulmonare, chiar în cancerul pulmonar, în afecțiunile de microcirculație. Și știți cât de importante au fost aceste și sunt aceste teorii în ceea ce înseamnă efectul SARS-CoV-ului și a vaccinului, în promovarea și în stimularea circulației sanguine, în promovarea longevității, a rezolvării deficitelor cognitive, de memorie, supraviețuire. Are studii pe cancerul ovarian, de colon, de ficat, în protecția neuronală din cauza leziunilor ischemice, în reglarea mitogenezei, care este un lucru extrem de important, și nu în ultimul rând, în protecția cardiomiocitelor, apropo de efectele sifilitice cardiovasculare și de miocardite, da, la pacienții vaccinați. În dilatarea vaselor sanguine, în tromboze și în ateroscleroză, este o plantă care conține foarte mult resveratrol. E o plantă care ne ajută și în terenul psicotic, pentru că merge și pe tulburările hormonale și știți că sunt multe și ginecologii vă pot vorbi despre cazurile atât la infecția cu SARS-CoV, cât și postvaccinale de tulburări hormonale care au apărut și în cancerinism pe leucemie în special. La noi în țară această plantă se numește iulișcă. Mierea de iulișcă are o culoare foarte închisă, brun spre negru, gustul fin și foarte dulce, asemeni caramelului. Iulișca e o plantă invazivă, după cum vă spuneam, care înflorește la jumătatea lunii august. Încă un, să zicem, mic secret din teoria miasmatică, luna august este luna în care se manifestă terenul sifilitic, adică toți care au acest teren, această vulnerabilitate, pot să prezinte probleme de sănătate în luna august. Și uitați iulișca când înflorește. Și până la primele temperaturi mai scăzute, e mai răspândită în special pe cursurile râurilor și văilor și, după cum vă spuneam, e o sursă concentrată de resveratrol. Albinele produc o miere unică întunecată, roșiatică, din florele albe și minuscule ale acestei plante. Pigmenții care dau culoare închisă a mierii sunt reprezentați în special de antioxidanți cu multiple efecte benefice în organism de stimulare a imunității. Mierea de iulișcă este o sursă de hrană abundentă și hrănitoare pentru albine și e ultima miere care se recoltează toamna când deja albinele se pregătesc de iernare, reducându-și semnificativ numărul culegătoarelor, motiv pentru care se produce în cantități mai mici, dar există la noi în țară. Și este o miere extrem de utilă de a fi utilizată de pacienții care s-au vaccinat, o linguriță de miere pe zi, pe termen îndelungat, îi ajută și le sprijină sistemul imun în această producție de anticorpi. Vă mulțumesc! Bun. Excelentă prezentarea, Mălina. Dai și stop share screen? Cred că nu... Am dat.
Ai dat dat. deja? Ah, Da. ok, bravo, bravo. Te-am fix să trec atunci pe galerii. Ok, ca să vedem și pe colegi. Bravo, excelentă prezentare, foarte, foarte interesantă. Acum, majoritatea celor care sunt aici în acest grup, cred că nu sunt așa, nu sunt specializați pe homeopatie, cu mici excepții, doamna dr. Georgescu Mariuțean, care a făcut cursurile. Deci noi și la video. Da, ok, acum. Suntem începători, dar ideile sunt foarte, foarte interesante. Și apropo de această plantă, îți mulțumesc, Mălina, pentru că o aveam aici la mine în grădină și nu știam ce-i cu ea. Creștea într-o zonă aici spre poartă și zic, mă, este cam invazivă, cam astupă pe celelalte, ce caută planta asta la mine în grădină? Și uite, acum am aflat, mulțumesc, trebuie Era să fie. utilă. Oh, Știi cum se zice? da. Dumnezeu îți pune în grădină ce ai nevoie. Corect, corect, corect. Și n-am fost pe fază că am umblat la butonașe pe aici. Iulișca este denumirea românească a acestei plante. Da. Era de iulișcă? Oh, ok. Da, da, Bravo, da. bravo, bravo, bravo. Și unde o putem găsi mierea asta de iulișcă? Unde s-ar putea cumpăra, comanda? Există producători particulari în zona, aici tot Ardealul e la putere, pentru că acolo se găsește. Ok. Da. Sunt producători particulari și la Casa Bio. Ok. Bun, păi avem aici pe Alina. Alina, ce poți să ne E spui de mierea de... deliciosă. Păi cea mai bună miere posibilă pe care am gustat-o vreodată. Într-adevăr, are gust de caramel, dar rămâne mentolat la final. Și parcă ai mâncat salcâm, de fapt. Este cea mai florală posibilă miere. Dar aveți încet, v-a pus Otilia, studiu vis-a-vis de mierea de iulișcă și compoziția pe care o are. Puteți să-l descărcați, v-a trimis și link, puteți să vă uitați în asta. Dar aș vrea să mai fac o precizare vis-a-vis de prezentarea pe care am auzit-o. Să fiți foarte atenți, pentru că în România noi avem cu un singur tip de polen avem probleme, cu polenul de măr. Dacă nu este recoltat din zone în care n-au fost făcute stropiri, acolo într-adevăr avem o problemă și am găsit de nu odată, chiar de multe ori la analiză pesticide și insecticide pe care, din păcate, nu le regăsim la alte tipuri de polen. Deci atenție un pic la polenul de măr. Ok. Bine, bine, bine. Mălina, ce ai răspunde la ideea asta cu polenul de măr? Spune ce aș răspunde eu, te salvez. Spune ce aș răspunde. E adevărat că sunt niște substanțe care pot să vină acolo de tip toxic, dar ca să se ajungă la o situație de asta chiar realmente de intoxicare, ar trebui doze foarte mari numai din același tip de polen. Eu am în minte acum un studiu făcut de polonezi care au găsit în polen și în păstură, mi se pare, vreo 92 de substanțe de astea de tip insecticid. 92. Dar autorul la sfârșit spunea, da, e adevărat, dar cantitățile care sunt acolo sunt atât de mici, încât la administrarea normală n-ar pune probleme. Oricum, trebuie să fim foarte atenți și dacă găsim niște, eu știu, cum se cheamă, plantații dintre acestea de măr bio, atunci ar fi mai bun de la de acolo. Ok. Mirela, vrei să spui ceva? Aș mai spune ceva despre mierea de iulișcă, pentru că, Da, într-adevăr, noi da. avem Otilia, cred că ne-a pomenit de prima dată. Sunt ceva producător aici în zonă și am folosit-o foarte mult în amestecul de imunostimulare și de la pacienții oncologici. Și asta în ideea în care, în fine, cineva a făcut o analiză la mierea asta. Oarecum în particular le-am dat o cadou. Am vrut și eu să le duc un cadou mai special. Și știam de atunci, conține foarte mult resveratrol. Și Ah, din acel moment am început să folosesc cât timp am avut-o la dispoziție și e excelentă, nu doar ca și gust, dar ok. și terapeutic. Da. Deci Asta e. renunțăm la vinul roșu, că și așa are alcool, are Favoarea mierii de sulfiți. iulișcă, totdeauna. Da. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Viorel, da, spune. Bună seara! Pentru Mălina, de fapt, am mai multe întrebări. Odată cu resveratrolul, care mi-a venit chiar acum întrebarea asta, de unde atâta resveratrol? Deci floarea în sine e albă, adică albina culege, de unde culoarea? Resveratrolul de obicei în culoarea închisă. Așa e. Aici poate să-ți răspundă mai bine Otilia. Dar mierea e foarte neagră.
Exact. Păi nu se culege din floare, din culoarea florii, în primul rând, ci aș putea să spun nectarul pe care îl dă floarea. De fapt, da. Și nectarul pe care îl dă floarea, dacă faceți o poză mai atentă, să spun așa, un pic mai mare, uite, Mirela vă și arată o poză cu mierea, este extrem de închisă la culoare, dar în momentul în care vă uitați la floare, întotdeauna pigmentul nu este dat de culoarea florii, este dat ori de pistil, ori de... vă uitați în interior, acolo unde ea își bagă căpșorul și efectiv extrage substanța, acolo întotdeauna este o culoare închisă, dacă vă uitați. Deși florile sunt extrem, extrem de mici, trebuie să aveți un aparat foarte bun. Dar dacă vreți să vizualizați asta în momentul în care recoltează, efectiv culege albina și o să dați mai mare zoom-ul, o să vedeți că, de fapt, recoltează ceva închis la culoare. În regulă, mulțumesc. Și acum... deci, un moment, rădăcina plantei, deci rădăcina de iulișcă, are conținut de resveratrol mult mai mare decât sâmburele și coaja strugurelui roșu. Deci de acolo pleacă, prin plantă, ajungând în polen și în nectar. Se poate consuma și ceai sau numai cere? Cred că da. Deci se consumă, planta se consumă primăvara, sunt lăstarii aceia tineri, se consumă ca și, ziceți-mi. Morcovii. Nu, cel pe care îl culeg românii din Germania. Sparanghel. Da, exact. Deci este, se cunoaște. Dacă căutați pe internet, fie Falopia japonica, fie Reinotria japonica sau Japanese knotweed, o să vedeți că sunt foarte, foarte multe utilizări și ale plantei, începând de la extractele din rădăcină, planta, florile, ca și ceai, mă rog, sau extracte. Deci se fac extracte din tulpină, din frunze și mierea, nu mai spunem de nemiere. Da. În zona de vest, pe Crișuri, acolo unde sunt terenuri foarte multe necultivate, pentru că am vrut să-i spun la Ștefan să aibă foarte mare grijă să o țină departe de casă, că o să se trezească cu ea în casă dacă se apropie de clădire. Deci este foarte bună, dar așa, dacă observă că se apropie de casă, atunci trebuie să scoată rădăcina și să ia resveratrolul. Nu vi se pare un comportament similar cu ce se întâmplă în pandemia asta și cu virusul ăsta? Ați intră în casă? Da, da. Ok, și o a doua întrebare. Știu că COVID-ul afectează celulele nervoase responsabile de producerea dopaminei, care este destul de puține, cam 1% în creierul nostru. Eu și familia mea am trecut prin COVID cu toții. Am vrut să facem boala, la un moment dat ne-am ferit, după care ne-am zis hai să o facem și am trecut prin ea. Recomandarea lui Ștefan, am luat, ca să nu avem efecte secundare, am luat lătișor de matcă și inflamatoare. Ce mai în plus? Anti-inflamatoare, pardon. Ce ne-ați mai recomandat în plus? Ca să pot să spun mai, nu știu, mai departe către alții. Pentru recuperare neurologică, da? Da. Adică să nu fie efecte secundare. Tocmai asta spusesem vis-a-vis de acest factor de creștere neuronală, care este cel din cauza căruia se fac aceste sechele neurologice. Și care, dintre toate produsele apicole, pentru că toate cresc acest factor, cel mai mult se crește acel propolis brazilian, propolisul verde. Da, aici o mică precizare, Mălina, propolisul verde, într-adevăr, și e bine să dăm întotdeauna denumirea latină a plantei, a arbustului din care vine, adică acel Baccharis. Da, Baccharis dracuculifolia. Și o mică așa precizare apropo de compoziție. Baccharisul nu este atât de faimos prin flavonoide față de propolisul european, are mult mai puține flavonoide, dar are o serie întreagă de alte substanțe, dar care, foarte interesant, prin sinergie, merg la aceleași efecte ca și cel european. Deci aici este ideea că întâlnim des asta în fitoterapie, avem substanțe diferite,
care ajung la același efect. De exemplu, substanțe antivirale complet diferite, dar care toate merg către antiviral. Deci brazilianul nu atât pe flavonoide, cât pe celelalte care sunt acolo în el. Are studii pe creșterea BDNF-ului, cel brazilian. Da. Aș mai adăuga, e gemoderivatul de măceș, de exemplu, și polenul crud de trandafir sălbatic, care e de fapt de măceș la noi în țară. Da. Da, care crește și el acest BDNF. Găsim pe undeva polen de trandafir de măceș? Polen de trandafir sălbatic e la noi intitulat și există, găsiți, Apiland are acest tip de polen și la producători polenul de măceș, adică discutând cu ei o să vă povestească despre... Da, și ne poți trimite după aceea, Mălina, și referințele bibliografice care arată că polenul de măceș crește... Da. Bravo, despre, ca să le punem și pe site. Și lăbișorul de marcă rămâne în continuare, nu? Da, pentru că crește și el BDNF-ul. Încă o dată, ce e BDNF? Brain-derived neurotrophic factor. Neurotrophic. Factor de creștere neuronală. Așa e. Da, așa. Ce vroiam să mai adaug este că tot din familia poligonacee, medicina tradițională, fitoterapia tradițională românească, a utilizat de foarte multă vreme troscotul pentru afecțiuni pulmonare. Da. E din aceeași familie. Poligonacee. Și poate fi utilizat ca ceai, apropo de întrebarea cu ceai. Se poate și consuma ca atare verde sau, bine, frunzulițele la mici. Ok. Uite, acum am văzut chiar pe chat, este domnul Lazurcă Dumitru, care a mai fost la noi la congrese. Puteți să intrați și voi pe chat. Acum găsiți e-mailul și telefonul și spune că poate pune la dispoziția celor interesați extract concentrat de rădăcină de iulișcă și ulei esențial de lofant. Pe partea cealaltă, că am mai ținut o prezentare pe lofantul Sanisatus. Bravo! Ok, deci ne strângem în echipă, în familie și colaborăm. Da. Japonezii aveau gemoderivat de reinutria japonică. De aici am pornit, că la ei am prezentat gemoterapia miasmatică japoneză și modul în care poate fi utilizată ea ca și concept pe infecție și pe efectele post-vaccinale. Ok. Excelent. Alte întrebări sau alte comentarii? Înainte să trecem la următoarea prezentare, dacă mai e cineva cu o întrebare, să ridice mânuța sus, mânuța aceea galbenă. Ia să ne uităm pe aici. Ok. Bine. Acum, uite, o întrebare de la mine până se pregătește doamna doctor Steluța Marițan. Ok. Steluța, poți să deschizi camera până la urmă? Și dacă ne aude... Ok. Nu, era ideea așa, apropo de homeopatie. Sunt colegi din homeopatie care recomandă, de exemplu, un COVID arsenicum album. Ce părere ai? Arsenicum album este un tipar de reacție la această infecție SARS-CoV sau la efecte post-vaccinale. Arsenicum album e un remediu polimiasmatic și, în special, a fost extrem de util la tablourile digestive ale infecției cu SARS-CoV. Are și indienii l-au folosit profilactic la începutul pandemiei cu SARS-CoV și au făcut și studii vis-a-vis de treaba asta. Dar este doar valabil pentru un anumit tip de reacție și, în general, la tabloul digestiv. Ok. Crezi că ai putea să faci împreună cu colegii un tabel dintre acesta așa simplu, în care să fie pe coloana din stânga simptomele sau situația, caracteristicile respective persoane și mi-ai dat în dreapta să fie remediu homeopat. Cum au și chinezii pe fitoterapia tradițională, chinezii tot așa au. Ar merge să făcut sau există deja un asemenea tabel pe homeopatie? Da. Asta e materia medică homeopată, să știi. Deci... Ok. Da. Dar pe COVID. Da, s-a discutat mult despre treaba asta, noi am făcut-o și în webinarurile Asociației Române de Gemoterapie și Homeopatie pe gemoterapie, pentru că gemoderivatele sunt mult mai accesibile și mai ușor de utilizat și de înțeles ca și
management al încărcăturii miasmatice. Ok, da, foarte bună idee de a folosi gemoderivatele. Inclusiv sunt medicii alopați care sunt mai reticenți, care n-au încredere, da, și atunci e o poartă, o punte. Bun, excelent. Mulțumesc foarte mult, Mălina. Rămânem în contact și așteptăm de la tine în continuare materiale. Să facem protocolul acela, să zicem, complet, așa, cu, să zicem, cele mai importante 10 terapii complementare și cum ar trebui să fie, în funcție de simptome, de patologie, remediile puse. Bine, mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Doamna doctor Mariuțan Georgescu, dacă ne auziți, că văd și o mânuță ridicată aici, mânuța galbenă. Așa. Nu ne aude, cred că este în curs de pregătire. Poate da? Mălina să scrie în chat cartea, titlul cărții, care da? a indicat-o în... A mai întrebat cineva. O rugăm. Da, foarte bună idee. Acum am auzit? Da, acum te auzim, da. Steluța. Da. Bună seara tuturor. Din nou. Bună seara, da. În mod special vreau să-i mulțumim Mălinei pentru frumoasa prezentare și foarte, foarte interesantă. Chiar dacă nu toți cei prezenți la această întâlnire sunt familiarizați cu homeopatia, ea a prezentat foarte clar și succint și o invit pe Mălina să ni se alăture și să ne ajute la aceste protocoale, deci insist foarte tare, pentru că modul în care ea a prezentat toate aceste terenuri homeopate, mai puțin cunoscute, dar sunt ușor de înțeles până la urmă, cred că ne va ajuta foarte mult. Mălina ne-a prezentat în seara aceasta diferite tipuri de polen, care pot fi folosite în diferite situații și mai ales acum în pandemie pentru pacienții noștri. Eu aș vrea punctual să vă împărtășesc câteva aspecte ale folosirii produselor apicole la pacienții COVID. Spun asta pentru că într-o discuție anterioară pe care am avut-o cu Ștefan, chiar mi-a pus o întrebare și m-a întrebat cam câți pacienți am tratat, eu fiind medic de familie, așa cum știți, până la acest moment. Până la acest moment am tratat 583 de pacienți. Ca medici de familie, noi, cum bine știți, tratăm forme ușoare și medii. Formele care se agravează le îndreptăm către spital, dar după ce pacienții noștri se întorc de la spital, avem de luptat cu foarte multe consecințe ale COVID-ului. Așa că, pas cu pas, lună de lună, căpătăm mai multă experiență, suntem puși în fața unor situații cu totul inedite, dar zic eu că am reușit să găsim totuși soluții la nivelul apifito și aromaterapiei. Ceea ce pot să vă spun este că soluțiile găsite de mine pentru susținerea pacienților COVID au fost atât în apiterapie, cât și în fitoterapie, cât și în aromaterapie de la caz la caz. N-am ajuns din cauza timpului care nu mai permite să cuprind cât aș vrea să cuprind, să fac pentru astăzi o prezentare, dar am draft-uri de materiale adunate în acest sens și sper ca la anul să pot să vă fac o prezentare mai detailată. Ceea ce voi face astăzi nu este altceva decât să vă împărtășesc mai puțin organizat în niște slide-uri ceea ce am folosit eu pentru acești pacienți. Mălina amintea foarte interesant despre microbiom și rolul microbiomului în susținerea echilibrului nostru imunitar. Pe scurt, am să vă spun că axa aceasta intestin-ficat și cealaltă axă, intestin-creier, aceste două axe, sunt două axe importante pentru susținerea imunitară, dar
în egală măsură ele pot fi într-un dezechilibru pentru pacienții COVID. Și ceea ce am observat a fost faptul că la pacienții care au avut în până să fie infectați cu COVID, au folosit polen. Fie că a fost polen crud, unii preferă să folosească, să facă cure de polen crud. Alți pacienți preferă să facă cure cu anumite cocktailuri apicole. Au avut o reactivitate bună, în sensul că ei au făcut forme mai ușoare de COVID. Așa cum la pacienți care au avut afectare digestivă și au rămas cu sechele, administrarea de polen crud, este adevărat, recunosc că eu folosesc mai mult polenul crud poliflor, pentru că este cel mai la îndemână, toate aceste subtipuri de polen sunt mai pretențioase, nu că n-ar fi ușor de găsit, dar că nu s-ar găsi pe piață, dar din uzanță așa, eu folosesc polen crud poliflor. Deci acești pacienți care au avut sechele post-COVID, sechele digestive, au reacționat foarte bine după administrarea unor cure de polen crud poliflor. În ceea ce privește pacienții care au acuzat oboseală aceea care îi termină aproape și ne termină și pe noi că trebuie să găsim soluții și uneori nu este facil, dar care au avut și mari modificări ale transaminazelor în această boală, pentru ei soluția am găsit-o în cocktailul apicol. Este acel cocktail apicol pe care Ștefan l-a inițiat și este produs la Apilife, da? Este vorba de cocktailul, nu, Apilife cocktail, nu așa se numește, Ștefan? Da. Așa. Un cocktail care conține toate produsele stupului și care, pe care Ștefan l-a conceput în mod special pentru susținerea funcției hepatice. Deci au avut normalizare ale transaminazelor, au reacționat foarte bine prin reechilibrare energetică și revenirea la starea aceea de confort în care nu mai există oboseală. Pentru pacienții care au avut afectare neurologică în timpul bolii sau post-COVID au avut afectare neuronală, în mod special curele cu lăptișor de matcă asociat cu propolis au avut efecte benefice. A mai existat o categorie de pacienți, pacienții aceștia care sunt mai puțin încrezători în produsele stupului sau nici măcar n-au aflat de produsele stupului și din start spun că nu pot avea niciun efect. E, trebuie să vă mărturisesc că am avut câteva situații în care pacienții infectați COVID și foarte sceptici în ceea ce privește apiterapia, pentru că nu se simțeau bine cu tot felul de suplimente pe care și le-au administrat, au zis, haideți să încercăm totuși, doamna doctor, să vedem ce-i cu produsele stupului. Și surpriză mare, printre acești pacienți, asta e paranteză la paranteză, s-au aflat, așa cum spuneam și de dimineață, și colegi de-ai mei medici. Și bucuria a fost foarte mare că le-au fost de folos administrarea de propolis, administrarea acestor cocktailuri apicole, administrarea de lăptișor de matcă. Și știți care a mai fost bucuria? Că în sfârșit mai făceam un pas și mai aduceam alături de apiterapie colegi sceptici, dar sigur n-aș fi dorit să fie bolnav de COVID ca să ajungă să fie convinși de beneficiile apiterapiei. Dar în egală măsură și alți pacienți care erau sceptici au beneficiat de efectele pozitive ale apiterapiei. Ce ar mai fi de spus? Că în afară de produsele stupului, sigur, avem și o grămadă de plante medicinale care ne pot fi de mare folos. Nu este timp acum să facem detailări, dar cu siguranță la un moment dat va exista un moment în care vom pune pe hârtie, vom așterne pe hârtie într-o ordine firească ajutorul fitoterapiei.
Dar aș vrea să vă mai spun că în ceea ce privește gemoterapia, pe care o practic și eu cu foarte mare drag de foarte mult timp, îmi este alături și cam aproape niște scheme care sunt, de fapt, reprezintă niște truse pe care eu le recomand pacienților mei. La loc de frunte, există un preparat făcut de plant extract care se numește imunorezistant. Imunorezistant forte pentru adulți și imunorezistant junior pentru copii. Administrat de la primele simptome, ajută foarte, foarte mult. În ceea ce privește aromaterapie, aproape pot să spun că 90% din pacienți au avut în schema lor și aromaterapie. În mod special folosim inhalația, inhalația care se poate face o dată sau de două ori pe zi cu efecte benefice. Apreciez foarte mult un preparat de la Fares, care este acel inhalant pentru aromaterapie numit Hapciu. Mai este un preparat tot din făcut de Fares, care se numește Distonoplant și este un amestec de uleiuri volatile care își aduce aportul foarte bine pentru această echilibrare psihoemoțională. Am observat cu toții câtă îngrijorare, câtă disperare la un moment dat poate să existe în sufletul pacienților noștri în momentul în care află că sunt pozitivi. Și tocmai această frică, teamă, nu fac altceva decât să scadă vibrația și implicit și reactivitatea imunologică. Pentru o bună parte din acești pacienți am recomandat și acest produs Distonoplant, care este un roll-on, da, cu uleiuri volatile, care se aplică foarte simplu pe punctele de acupunctură sau pur și simplu, așa cum fac doamnele, își dau cu puțin parfum la încheieturi, deci la nivelul încheieturilor retroauriculare, da, putem să folosim aceste uleiuri volatile pentru echilibrare psihoemoțională. Pentru că sunt foarte legată și de terapia florală Bach, vă mărturisesc că în această perioadă am făcut multe, multe sticluțe de terapie florală Bach, care au ajutat la această echilibrare psihoemoțională alături de uleiurile volatile, pentru că, repet, știm cu toții, temerile, fricile, din păcate, ocupă un loc foarte mare în exprimarea psihică a pacienților, dar în egală măsură și a noastră, a medicilor. Și mi-au fost alături aceste sticluțe de tratament florale Bach pentru mulți, mulți pacienți. Și aici, cu siguranță, va veni un moment și sper să am suficient timp să aștern diferite combinații de florale Bach pe care le-am folosit în această perioadă. Cred că sunt foarte multe de spus, m-aș opri aici ca să fac loc și altor colegi care vor să ne împărtășească din experiența lor. Ok, excelent, Steluța. Pe scurt, dar sintetic, număr foarte mare de pacienți, pacienți mulțumiți, colegi medici care sunt mulțumiți. Și îmi place foarte mult modul în care vezi pacienții, deci îi abordez holistic și pe partea directă, să spunem, antivirală, antibacteriană, dar și mai ales partea asta emoțională. Și apropo de asta, sunt tratate întregi de psihoneuroimunologie. Chiar vorbeam acum de curând și cu doamna doctor David Gabriela Teona, care este imunolog, alergolog, și spunea că sunt foarte multe lucruri pe tema asta. Deci dacă emoțional este afectat, și imunitatea se dă peste cap. Deci nu putem să tratăm un pacient doar cu un antiviral sau doar cu vaccin, să încercăm să prevenim. Dacă nu lucrăm pe emoțional, avem șanse mult mai mici. Ok. Întrebări din partea participanților sau comentarii până trecem la următoarea prezentare, care o să fie foarte spontană, așa. O să o rog pe Mirela, doctorița Mirela Ștranț, care a aflat de curând de conferința noastră și să ne spună și din experiența ei în perioada asta cu COVID-ul și, bineînțeles, susținută și de Alina.
Dar dacă sunt ceva întrebări pentru doctorița Mariuțan sau pentru doctorița Malina acum, sau le facem la sfârșit cu întrebările? Dacă are cumva experiență privind administrarea lăptișorului de matcă înainte și post-vaccin, atât la copii cât și la adulți, și dacă a reușit să combine variante de gemoterapice, gen, dânsa zicea, imunorezistant. Noi lucrăm cu imunogripul mai mult, pentru că am observat că imunogripul este, dacă îl dai în prima secundă, reacția este mult mai bună, în combinație cu bitterul suedez, care poate să înlocuiască tot ceea ce înseamnă panadol sau, mai ales la copilași, se poate da cu rezultate excepționale, foarte, foarte rapid se produce o imunomodulare, mai ales dacă îl administrăm alături de lăptișorul de matcă. Și dacă mai este careva care are experiență vis-a-vis de administrarea lăptișorului în frici. Deci odată ce le dăm lăptișor de matcă, automat diminuează și fricile. Alina, dragă, îmi place foarte mult ce m-ai întrebat. Sunt multe provocări. Cred că nu o să ne ajungă o seară întreagă să discutăm, dar până la urmă, așa de rar ne vedem și uite că a venit momentul acesta de eclipsă totală de soare. Vă rog frumos să țineți cont cu lună neagră, dar eu zic că nimic nu este întâmplător și că dacă există, spun unii, niște energii malefice în perioada asta, eu pentru noi nu le văd. Deci întâlnirea de astăzi pentru noi, așa cu eclipsă totală de soare, este una benefică. Am să spun așa, mie îmi place foarte mult lăptișorul de matcă, să-l folosesc în ceea ce privește partea aceasta de psihoemoțional. Da, și pot să spun că printre nenumăratele beneficii ale lăptișorului de matcă, am observat, da, că se situează și această echilibrare psihoemoțională. În momentul în care recomand niște cure cu lăptișor de matcă, observ că pacienții mei au un alt tonus psihic. Eu n-am văzut pacient anxios, depresiv, care să ia lăptișor de matcă și să își continuă stare. Deci în momentul în care facem o cură cu lăptișor de matcă, avem un alt tonus psihic, un tonus psihic bun. În egală măsură și la copii folosesc lăptișorul de matcă și pe lângă un tonus bun pe care copiii în general îl au performanțe bune școlare. Deci în perioada asta când sunt mai astenici, mai prost dispuși, acum ați văzut câte frustrări s-au adunat, da? Și pentru copii, probabil că și dumneavoastră aveți nepoți așa cum și eu am, și greu să-i mai echilibrăm. Sticluța de florale Bach alături de o cură de lăptișor de matcă începută în toamnă și perioada de iarnă, am văzut că aduce beneficii. În ceea ce privește combinația aceasta între imunogrip, ai spus Alina, da? Și eu am spus de imunorezistant. Eu am mai multă experiență, am spus, în domeniul gemoterapiei, nu că n-aș folosi și imunogrip, dar imunogripul îl recomand la apariția primelor simptome. Imunorezistanul recomand la apariția primelor simptome de viroză respiratorie, pe când imunogripul îl folosesc în perioadele anterioare acestor vârfuri, da, epidemice, sau cum făceam pe vremuri, din luna septembrie să ne pregătim pentru virozele care urmează să apară. Acum, dacă s-a întâmplat și au mai fost situații, când pacienții mi-au spus, aoleu, doamna doctor, eu nu mai am în casă imunorezistan, uitați, am început să fac febră, frison, ce mai am, și avem imunogrip în casă. Le-am spus, nu este niciun fel de problemă, nu vă panicați, folosiți imunogripul. Deci și cu imunogrip putem să avem, pentru că formulele nu sunt foarte diferite, ca să ne fie clar. Dar imunogripul a fost conceput pentru prevenție, folosit în cure pentru prevenție, pe când imunorezistanul a fost conceput pentru faza de acut, când apar primele simptome. Repet, asta este experiența mea. N-am nimic împotrivă să folosim imunogripul la primele simptome, așa cum v-am explicat că s-a întâmplat și beneficii au fost. Cred că mi-am pierdut puțin șirul întrebărilor, că au fost mai multe întrebări. M-ai mai întrebat ceva și nu mai mi-aduc aminte.
vis-a-vis de administrarea lăptișorului de matcă înainte și după vaccinare, atât la copilași cât și la adulți. Da. Eu la momentul ăsta n-am niciun fel de experiență în ceea ce privește vaccinarea copiilor, pentru că mărturisesc că eu nu am atât de mulți copii pe lista mea, iar copiii pe care am, deocamdată, cred că sunt vreo 2-3 care au fost vaccinați. Părinții încă sunt mai reținuți, urmează să vedem ce vor face. Dar în ceea ce privește vaccinarea la adulți, am să vă spun că există iar o parte dintre pacienți care s-au vaccinat fără să stau eu de vorbă cu ei sau să-mi ceară mie vreun sfat, am aflat doar că s-au vaccinat. Dar sunt și, au existat și pacienți care mi-au cerut un sfat. Ce fac ei dacă au vreo posibilă reacție, dacă ar avea o vreo posibilă reacție adversă vis-a-vis de vaccinare? Sigur, aici lucrurile pot fi discutate foarte mult, dar pe scurt, am observat că pacienții care au în uzanța lor de a folosi produse apicole, sigur, la recomandarea mea, nu au avut reacții adverse. Coincidență sau nu, n-aș putea spune, dar am credința că terenul lor, exact ce povestea mai devreme Mălina, terenul lor a fost ajutat de în timp folosind aceste produse apicole. Și cum perioada aceasta de al patrulea val pandemic a coincis cu pregătirea, da, imunitară pentru toamnă, acești pacienți de care vorbesc se aflau în perioada în care ei își făcuseră deja o cură de produse apicole. Că unii dintre ei au folosit mai mult lăptișor de matcă, că și aici ar putea fi o discuție. Nu pot spune că am strict niște loturi de pacienți care au folosit numai lăptișor de matcă. Da, există o categorie de pacienți care au folosit lăptișor de matcă pur administrat în miere. Dar marea majoritate a pacienților pe care eu îi tratez cu produse apicole folosesc în mod special cocktailuri. Deci, pe lângă lăptișorul de matcă în miere, mai există polen, mai există păstură, mai există propolis. Ăsta ar fi răspunsul. Eu aș face un comentariu, nu cred în coincidențe. Nu. Deci, siguranță nu a fost o coincidență. Ce s-a petrecut și asta am observat și eu la pacienții mei, ce de 10-11 ani, care iau pregătirea de toamnă și de primăvară cu amestecuri apicole individualizate și, într-adevăr, rezistența lor este mult mai bună. Uite, eu aș avea o altă întrebare, poate o întrebare provocatoare, că suntem acum aici la întâlnirea noastră o grămadă de colegi care presupun că folosiți, dragi colegi, produse apicole, e adevărat? Da, să ridicați mâna așa, mânuța aceea galbenă, cine folosește produse apicole în mod frecvent? Uite, încep eu primul, da. Merg aici la butonașul de reacții, pa, am pus raise hand, deci cine mai... Aveți butonașul de albină. Așa, avem și butonaș de albină. Butonașul de albină. Așa. Eu nu l-am mai și acum întrebarea mea provocatoare este: ați fost protejați în fața COVID-ului? Poate să răspund eu. Da, sigur. Alina. Eu încă, cred că sunt un soi destul de rău, n-a reușit să prindă de mine. Așa. Dar dacă am stat cu foarte mulți pacienți, chiar față în față, chiar mă întâlneam și cu fetele de la ATI în continuu, de multe ori nici măcar n-am purtat mască, trebuie să recunosc, încă n-am reușit să mă întâlnesc cu el în persoană, să spun așa, dar recunosc că în această perioadă am mâncat cel puțin un kilogram de lăptișor de matcă, cel puțin 2-3 kilograme de păstură, polen nu-l mai cuantific, nu are niciun sens, la propolis nici nu are sens să vă mai spun, ca să nu mai zic de apipen sau de... extractul moale de propolis, chiar am consumat în cantități industriale. Deci, din punctul ăsta de vedere, și cei care au consumat din jurul nostru, într-adevăr, au făcut forme mult mai ușoare, dar și dacă nu, chiar îmi pregătisem aici un mesaj foarte drăguț de la una dintre fetele de la ATI, care nu credea în produsele apicole și care, după un consum, pot să vă dau și schema de tratament, să spun așa, pentru că era chiar atunci în momentul de criză, mi-a trimis un mesaj foarte, foarte drăguț. S-au infectat și dânsa și soțul dânsei. Mi-a zis, da, amândoi suntem bine, ieri test COVID
pozitiv, astăzi test COVID negativ. Ciudat, eu nu mai înțeleg nimic în 24 de ore. Da. Se poate orice, mai ales dacă avem arsenalul necesar de produse apicole la îndemână și dacă luăm doze suficient de mari. Eu zic că în toată această ecuație corpul este cel care ar trebui să îl ajutăm să facă față, nu cineva să facă față în locul corpului. Deci cu cât vom ajuta mai mult corpul, cu atât el va face față în fața oricărui virus. Și aici produsele apicole întotdeauna vor avea un cuvânt de spus, mai ales că toate sunt cotate ca și imunomodulatoare. Exact. Mi-am adus aminte iară de un lucru interesant, important, pe care să vă-l mărturisesc. Cu ceva timp în urmă, Cornelia de la Sibiu ne-a pus la dispoziție această combinație de argint coloidal cu propolis, da? Că noi tot am discutat despre administrarea produselor stupului pe cale orală, dar vreau să vă spun că atâta argint coloidal cu propolis am folosit, că nu exagerez, dar cred că sunt mii de litri de această combinație. De ce? În primul rând, mă întorc cu 2 ani în urmă, da, când a început pandemia în martie 2020 și eram disperat că nu aveam măști, ne-a prins așa cu câteva măscuțe în cabinet, nu se găseau măști și, aoleu, ce ne facem? Păi niciun aoleu ce ne facem, facem ce am făcut și până atunci. Adică foloseam această combinație de argint coloidal cu propolis, spray nazal și spray bucat. Și exact cum spunea Alina, nu aveam mască, bun, dar am găsit această soluție. Sau în câteva măști pe care le aveam până am reușit să ne facem rost de măști, am spreiat argint coloidal cu propolis. Și am învățat pacienții, la rândul lor, să aibă în această trusă acasă, combinația aceasta de argint coloidal cu propolis. Funcționează absolut minunat. Asta apropo și de protecție. Eu mărturisesc personal, eu și cu asistenta mea, n-am făcut COVID, niciuna, nici alta, până la momentul ăsta. Am fost contacte, vă dați seama, la greu. Folosim acest spray. La începutul zilei, când intrăm în cabinet, de câteva ori în timpul zilei ne mai dăm spray-ul în nas și în gât. La finalul zilei, când plecăm acasă, din nou facem acest lucru. Ca să răspund provocării, pot să spun că și am fost protejată, adică nu m-am îmbolnăvit și sper că nici nu mă voi îmbolnăvi. Dar unde lucrăm noi, deși recunosc că nu prea folosesc masca decât dacă e neapărat necesar, avem un propolizator în căsuța noastră de albine, unde vedem pacienții, avem tot timpul aer propolizat. Și în rest, dacă este și unde este necesar să pun masca, așa singură, din punctul meu de vedere, n-are niciun... Deci cum e ca și făina care trece prin sită, în schimb folosesc ulei esențial, adică ca să o fac utilă. Și atunci, într-adevăr, e foarte bună ideea cu propolis, mai din cauza că pătează, am preferat varianta ulei esențial, când merg undeva în zona aglomerată sau în mijloace de transport. Deci pui ulei esențial pe partea interioară. Pe partea interioară, da. Câteva picături, nu? O picătură e suficientă. Am făcut greșeala cu câteva picături, dar e prea puternic. Okay. Fiind este în contact. Mă depinde și de uleiul esențial pe care... Și ce ulei pui de obicei? Ce pun de obicei? Eucalipt, pin, mentă sau lavandă sau combinații de ele. Okay. Sau mai rar o citrică. Okay. Dar în general prefer combinațiile cu eucalipt. Asta care merg pe respirator mai bine. Care merg pe respirator și cu pinul, pentru că există unele studii legate de proteina spike și pinocembrină și diverse alte extracte și atunci, da. Excelent, excelent. La fel cum există și pentru eucalipt. Mm-hmm. Așa, și ca să răspundem. Acum o să o las pe Alina să vă spună ea protocolul pe care folosește ea de obicei. În orice caz include întotdeauna 10 grame de lăptișor de mască, câteva zile. Noi l-am luat mai mult timp. Vă amintiți că la congres acum, îmi pare rău, anul ăsta mi-a scăpat. Efectiv, a fost o toamnă foarte plină.
Am zis că anul trecut, când era congres, eu eram în luna care foloseam 10 grame de lăptișor de macă zilnic. Și a fost o lună foarte grea, atunci nu m-a postit, dar mama mea era bolnavă de COVID, n-am aflat decât ulterior, pentru că a avut o formă atipică și la vremea aceea încă nu se știau prea multe, așa că eu am fost o perioadă lângă ea, dar n-am avut nimic, mi-am făcut test, am anticorp, dar aveam 10 grame de lăptișor de macă la bord de o perioadă pe care intuiția mă pusese să o fac. Ok, ok. Din alte motive. Da. Apropo de cum ne-a spus doamna doctor Mariuțan că a tratat peste 500 de pacienți, la voi, la Casa Bio, acolo în zonă, ați notat pe vreun registru, așa cam câți au trecut? Te iubim, Ștefane. Cred că ni s-ar fi dus ziua, doar scrii nume, probabil. Nu, din păcate, acolo contextul e de așa natură că... Foarte greu cu scrisul. Aha. Bandă rulantă, nu știu dacă reușim câteodată amândouă sau chiar toate trei să facem față. Volumul este extrem de mare, patologiile sunt extrem de diverse, nu este ușor să mai facem și partea asta. Și probabil că ați observat cu toții că deja, din ce în ce mai mult, pe lângă COVID sau alte boli, pentru că celelalte n-au dispărut odată cu COVID-ul, s-a amplificat foarte mult partea psihologică, afectarea psihologică și stările de anxietate, atacuri de panică, adică devin un cotidian, din păcate. Și îmi petrec foarte mult timp cu pacienți liniștindu-i. Am pacienți care mă sună zilnic, nu se întâmplă nimic nou sau mare diferență, decât au nevoie de acest suport. Adică ajung să fac pe psihologul deja foarte mult, nu mă mai apucă scrisul. Și legat de lăptișor de macă și plicii panici, într-adevăr, este un remediu și m-am gândit de multe ori, din mai multe puncte de vedere, apropo de creșterea, stimularea factorului de creștere neuronal, da? De stimularea dezvoltării neuronale, dar panice și mai ales am observat la bolnavii post-COVID sau post-vaccinal, nu știu dacă ați întâlnit, dar eu am întâlnit mulți pacienți după vaccin care au dezvoltat sindrome anxioase sau chiar atacuri de panică. O parte din ele se datorează și inflamației foarte mare existente în organism și care poate să afecteze și sistemul nervos. Ori lăptișorul de macă, printre altele, noi știm că este un foarte bun antiinflamator și care și penetrează la nivel de encefal. Și asta poate fi și unul din mecanisme. Și părerea mea este că însuși acest virus aduce o componentă de genul ăsta, pentru că la bolnavii care au făcut boala, să zicem așa, de la mediu spre sever, foarte des, foarte des am observat această afectare deja din timpul bolii și cu care au rămas uneori luni de zile după aceea, ca și complicații. Da. O altă variantă de protecție pe care eu personal îmi place să s-o am în permanență este să am în gură ori o bucată de cuișoare. Care este veche, nu? Ștefan, este veche metoda asta cu propolis, cu cuișorul în guriță, sau propolis verde. Propolisul verde care are un gust deosebit, dar merită să-l încercați măcar o dată în viață. Ca și variantă pe care noi am folosit-o de multă vreme, în primul rând aș vrea să specific mesajul pe care vi l-am citit este de la un medic de la ATI. Mulți medici de la ATI au trecut cu noi pasul respectiv, mai ales că erau și ei în panică în momentul respectiv. Era la începuturi. La începuturi, da. A fost destul de mare panica, nu știau nici ei cu ce se mănâncă povestea și cum să acționeze atât de repede. Cert este că mulți dintre ei au trecut cu noi. Schema de tratament, v-am scris-o pe chat, o puteți regăsi cu toții. Părerea mea e că vioara numărul 1 în toată povestea asta este lăptișorul de matcă, dat în doze foarte mari, și eu am aici o experiență vis-a-vis de copilași. Eu le dau de la 6 luni la toate tipurile de vaccin, înainte cu 3 zile și după 3 zile, în funcție de câte kilograme are fiecare. Aveam, și de unde mi-a pornit ideea, aveam la un moment dat prieteni doi gemeni, care aveau doi gemeni,
unul dintre ei, după un vaccin, a dezvoltat o patologie destul de urâtă. Ne-am tot întrebat care ar putea să fie, pentru că a fost exact din același vaccin, exact la aceeași oră, din aceeași familie, cu aceeași genă. Ne-am tot întrebat care era diferența dintre unul și altul și răspunsul meu este imunitatea. Iar cel mai rapid imunomodulator dintre toate produsele apicole este lăptișorul. Deci dacă vrem un ajutor pentru susținerea corpului într-o astfel de ecuație care nu are nici reacții adverse și nu are ce să-i facă rău, inclusiv bebelușului, este lăptișorul de matcă și de multă vreme îl dau de la 6 luni, cred că aș putea să spun de 5-6 ani, îl dau de la 6 luni, fără a mai avea absolut nicio reacție adversă toți cei care au consumat lăptișor înainte și după, nici măcar stări febrile, nici măcar reacții locale, nimic, absolut nimic. Deci pot să confirm că într-adevăr funcționează. Pe urmă, varianta cu apipen. Nu știu dacă careva dintre noastre ați folosit combinația aceasta, apipenul, este resveratrol împreună cu extract moale, care este testat în Elveția. Anul trecut l-am testat pentru că noi vroiam să găsim o variantă care este mai bună decât manuca. Asta a fost invenția inițială. Dar pe urmă, când am văzut ce rezultate are pe tot felul de patogeni și bacterii, am fost și noi surprinși și vreau să vă spun că aceasta a fost varianta cea mai bună în stările acute. Deci chiar pacienți care erau disperați și care în ultima secundă și-au amintit de noi, m-au sunat seara și mi-au zis, nu mai pot, nu mai am nici măcar capacitate pulmonară să respir. Și atunci, exact această schemă de tratament le-am dat-o, în 24 de ore automat totul se schimbă, dar absolut totul. Durează 2-3 zile până ce ies la liman, dar chiar funcționează, chiar funcționează. Iar febra, scăderea febrei, pentru că panica cea mai mare am observat la mare majoritate dintre ei este în momentul în care au febră. Când au febră mare, se panichează cu toții. Bitterul suedez scade febra în 10 minute. Băile, da, de picoare, cu sare. Își are rolul ei, trebuie să avem răbdare. Exact, exact. Așa este. Nu trebuie să scădem din prima, pentru că altfel... Da. Dar, în adevăr, când febra se prelungește peste o anumită limită confortabilă, sigur că e important să intervii cu remedii. Și Alina v-a scris acolo, mă uit și eu, la tot protocolul. Eu am observat totuși la COVID 2020, COVID toamnă 2021, sunt niște diferențe și din câte am aflat este și o combinație cu virus bipal. Anul acesta lucrurile au mers, pentru unii au fost mai dificile. Adică eu am avut prieteni, ceea ce anul trecut n-am avut. Și în toamna asta am fost de servici cu telefonul și cu dus la ușă remedii de nenumărate ori, pentru că a mers ceva mai greu. În orice caz, doza de lăptișor am folosit-o întotdeauna și le-am făcut amestecul apicol special cu miere de iulișcă, că am avut la îndemână, cu doze mari de propolis, cu doze mari de lăptișor de matcă. Am adăugat și acest antioxidant pe bază de resveratrol și uleiul de lămâie. Asta pe partea de imunostimulare. Mai devreme se vorbea de importanța microbiomului și momentul în care le-am adăugat și probiotice, oricum cei consumatorii de polen și produse apicole, clar, ori n-au trecut, prima au făcut formă ușoară și au trecut ușor prin ele. Am avut și alt gen de pacienți la care în acel moment le-am dat inclusiv probiotice, am suplimentat pe lângă polen și o intuiție și citit din multe studii testat pe mine, în fine, apropo de ax aplicat intestine, am folosit la un moment dat și cu rezultate bune de data asta, ceea ce eu fac mai rar, un supliment, un glutation. O concentrație mare de glutation redus de 500 de miligrame, care să ajute ficatul în acest proces de detoxifiere. Și să știți că chiar și acesta a făcut diferența. Deci, oricum, funcția hepatică e important să fie menținută și ajutată în perioada aceasta. Și apoi, cum ziceam, vine long COVID, complicațiile de după. Cei cu lăptișor de matcă merg foarte bine și cu amestecurile apicole, deci diferență de la o zi la alta, chiar se simte.
Da, sigur, și dozele trebuie să fie corespunzătoare. Și acolo unde a fost cazul, am folosit uleiuri esențiale și au fost cazurile cu tuse persistentă unde a fost nevoie de amestecuri de plante și am folosit de asemenea și protocolul doctorului Mahmud cu mierea. Cel puțin dacă n-au avut inhalatoare și acasă, dar le-am dat doza de 150 de grame de miere repartizat de-a lungul zilei cu lichid și inhalații efectiv cu oala, cu ceai de mentă sau de cimbru, în care le-am spus să-și pună și niște ulei de eucalipt sau de pin și o lingură bună de miere, pentru cine n-a avut aparatul efectiv. Bravo, bravo, bravo. Mirela, pot să confirm, uitasem de glutation reduced, tocmai ce avusesem o discuție anterioară întâlnirii noastre cu Ștefan. Ajută foarte mult glutation reduced, 500 de miligrame la acești pacienți care exact. Au stare hepatică și care au starea de oboseală, de sfârșeală, din care nu mai ies. Aș vrea să te întreb, ce doză de tinctură de propolis folosești? Că ai spus doze mai mari. Să le spunem doze mai mari? Ce ar însemna? Doza de... Dacă avem picurătorul standard, da? Adică 20 de picături pe mililitru, 20-20, da? Două picături pe kilocorp, împărțită în două sau trei prize. Adică la un kilogram de miere ies 150-200-250 de mililitri de propolis în funcție de greutate. Da. Uh-huh. Doar că noi lucrăm cu tinctură, lucrăm cu extract moale de propolis. Exact. Sau extract factor. Eu calculez dozele la extract moale sau la esența de propolis. Am înțeles. Cu tinctură nu prea mai lucrăm, pentru la dozele astea cantitate mare de alcool. Da, ce se mai poate face? Se poate evapora alcoolul înainte, adică pui tinctura de propolis. Dar nu are nimeni vreme, când îți sunt acut, cine mai... Da, da, dar chiar dacă ar fi și așa... Că... Dar dacă nu, la nevoie, chiar și așa, cu siguranță. Da, exact, exact. Și se poate merge, sunt colegi care merg până la 5 picături pe kilogram pe zi. Okay? Dar ideea este așa, dacă dai o doză mai mare, adică per total în 24 de ore o doză mai mare, secretul este să-l împarți pe multe doze mai mici. Adică dau din jumătate în jumătate de oră sau așa din oră în oră sau din două în două ore. Că eu le dădeam în amestec și atunci... Da, și își luau ei. Da, și așa e foarte bine. Dar este o idee, într-adevăr, și uite, asta va fi următoarea test pentru... Da. Bravo, bravo, să bravo. Și o plantă pe linița este Artemisia annua, care e foarte bogată în artemisină. Din nou s-au făcut studii de anul trecut legate de COVID. E foarte bună pentru febră. O doză micuță de o jumătate de linguriță rasă de pudră dată de două ori pe zi și face diferența la, și la febră, e și antiinflamatoare și merge și, e și antiviral. Pe linița, da? Pe linița, da. Ok. Bravo. Domnul doctor Ionuț Morar o să ne spună aici și provocăm. Bună seara, domnul doctor. Să ne spună despre panvirucidin, despre Artemisia, câte beneficii. Artemisia. Da. Am folosit, să știi, și pelinul la nevoie și pelinul dulce. Okay. Ce am avut la îndemână, aia am folosit. E foarte bine, pentru că artemisinin se găsește și în pelinul nostru, în cantitate mai mică, dar prin fermentare se compensează această deficiență și este un remediu excepțional. Ce aș vrea eu să vă spun, că trebuie pornit în lupta aceasta începând de la dietă. Și noi, de pildă, dietă, folosim diete de detoxifiere, dar adăugăm la aceste diete și de multiple oțeturi. Oțetul se știe că a fost întotdeauna un medicament, cotat ca medicament. El, pe lângă efect antiparazitar, antiviral, antibacterian, de curățare a ficatului gras, de fluidifiere a ciului, a energiei. Și a sângelui. Da, fluidizează sângele, deci împiedică formarea de cheaguri. Deci folosim oțeturi dedicate, avem o gamă de... aproximativ 20 de oțeturi de kombucha, dar cele dedicate sunt cele din Artemisia, din black garlic cu usturoiul fermentat, cele cu lonicera. După aceea folosim în alimentație condimente. Avem o gamă de condimente speciale care sunt antivirale și imunostimulatoare.
folosim cafeaua cu artemisia și ceaga. Despre ceaga, cred că știe toată lumea ce efecte magnifice are și artemisia la fel. Folosim o miere specială. Probabil că toată lumea a văzut acele studii care au fost făcute în mai multe țări, mierea cu Nigella sativa, că efectele au fost mult mai bune decât la administrare de Remdesivir. Noi avem Holy Rescue Honey, unde în afară de aceste componente mai adăugăm propolisul brazilian și uleiul de oregano. După aceea, să nu uităm de elementele energetice, să nu uităm de qigong, să nu uităm de meditație, să nu uităm de healing sounds, de inner smile, de toate lucrurile astea care vin din tradiție. Le recomandăm prietenilor, pacienților, administrarea de probiotice în permanență, pe cure de luni de zile, fie că sunt și probioticele care să și le facă efectiv acasă, pentru că există o mare diferență între probioticele pe care le găsim noi în capsule, acelea nu vor conține niciodată bacteriofagi. Kombucha, chefirul făcut în casă, vor conține acest bacteriofagi care au niște efecte de excepție. După aceea, ce mai adăugăm? Mai adăugăm și lagitul, și lagitul cu trifala, ca un bun, excepțional carrier pentru nutrienți și, pe de altă parte, și un detoxifiant minunat. Dacă nu e celula detoxifiată, cum să funcționeze? Orice ei da. Aș mai face câteva referiri la ceea ce s-a discutat până aici, depinde, se spunea, de acel propolis de ținut în gură. Noi avem un produs dedicat Perident Plastu din ceară cu propolis, cu mastic gum și cu boswellia și mentă. Ok. Numai faptul că ai un corp străin în cavitatea orală îți va stimula secreția de salivă. Saliva este un factor natural de protecție, conține lactoferină, de aia este antivirală. Se știe că foarte multă lume la ora actuală suferă de xerostomie, deci reducerea undeva la jumătate a cantității de salivă normale care ar trebui secretată zilnic. Ce aș mai putea să vă spun? S-a vorbit de acele spray-uri cu propolis și cu argint. Noi în plus am adăugat și uleiuri esențiale de oregano, de chimen negru. Spray-urile acestea nu numai că pot fi folosite oral, dar ele pot fi administrate, pot fi pufăite pe mască și după aceea, după eliminarea alcoolului, masca aplicată pe nas va duce la un fel de terapie cu aer de stup, ceea ce este foarte importantă. Ce mai vreau să vă mai spun? Da, s-a vorbit despre, apropo de probiotice, dacă ții minte, Ștefan, de sunt 10-15 ani în care tot spuneam microorganismele sunt interfața între noi și Dumnezeu și absolut toate lucrurile se petrec prin intermediul acestor microorganisme. În momentul în care am făcut fermentarea acelui polen, am observat o dezvoltare extraordinară a lactobacililor și una din cauze ar fi, după părerea noastră, și aportul de lactobacil fructivorans, care vine prin aportul polenului. Îmbunătățirea acestei flore microbiene intestinale, după aceea ne activează axele. La început s-a vorbit doar despre axa gut-brain. Da? Deci intestin, creier. După aceea s-a vorbit și despre gut lung, s-a vorbit și despre gut heart, s-a vorbit și despre gut liver și vom ajunge exact ca în medicina tradițională chineză să influențăm absolut toate 5 lojele energetice și organele Fu și Zhang din aceste loje prin intermediul microorganismelor din tractul nostru digestiv. Sunt lucruri extrem de importante, sunt lucruri ieftine, ușor de practicat, dar care pot să dea un rezultat și preventiv și curativ în această situație, pentru că, după cum vedeți, ea se lungește. Și ce să vă mai spun? La un moment dat spuneai că, uite, ne-a dat Dumnezeu de acea plantă japonica, Reinutria, nu? Da. Poligonul. Că ne-a dat-o Dumnezeu în curte. Da, de-a trebuie să se o și accepte
uie să o poți folosi, pentru că la lonicera japonica, la forsythia, e în curtea noastră, se folosesc de când mâna macedonă de milenii, dar sunt interzise de către legislația europeană. Da, cam astea ar fi precizările pe care aș vrea să le... Aș mai face două completări și legat de microbiom, n-aș putea să fiu mai de acord cu asta, dar ce aș vrea să punctez este că nu e suficient să luăm o capsulă cu probiotice sau un probiotic sub orice formă, inclusiv cele făcute în casă, pentru că probiotice sunt de fapt niște bacterii, da? Prietenoase, cum se numesc ele, trebuie să le dăm și de mâncare. Da? Și atunci aici intervine dieta. Ori ele se hrănesc cu fibre și se hrănesc cu fibre având 1000 de specii bacteriene, nu mănâncă toate aceeași fibră. Deci este important să le dăm o diversitate de fibre și mă refer la asta, mă refer la orice vine de origine vegetală, că e cereală, că e fruct, că e legumă, că e nucă, semânță, în forma lor integrală. Și se spune că ar trebui să mâncăm un minimorum de 30 de produse vegetale diferite într-o săptămână pentru a asigura această diversitate. Pe de o parte le dăm hrană bacteriilor dintre tine noastre și astfel ajutăm să le menținem, de fapt tot înghit capsule și ele mor la un moment dat, că nu trăiesc la nesfârșit, dacă n-au ce să mănânce în sensul ăsta. Și pe de altă parte, ceea ce ele mai fac pentru noi, printre multe altele, digeră acele fibre și le transformă în niște acizi grași care sunt foarte benefici pentru creier. Și cu atât mai mult în ce spuneam acum în această perioadă în care se pare că sistemul nervos este extrem de afectat și de boala în sine, dar și de toată situația și de modul în care este gestionată ea. Și atunci cu atât mai mult sunt niște pași nu foarte mari din punctul meu de vedere, pe care putem să-i facem cu toții pentru a ne menține bine din toate punctele de vedere. De fapt, vorbim despre același lucru, pentru că eu în momentul în care vorbesc de culturile tradiționale, acolo se regăsesc și prebiotice și probiotice și postbiotice și para și tot ce vreți ce ține de biotic. Dar mai există o diferență. În culturile tradiționale sunt bacteriofagii, care nu se regăsesc altfel, și mai există o mare diferență, asta am aflat-o și eu în cadrul unor proiecte internaționale, cum se face un chefir industrial, se folosesc 2-3 specii și cu asta basta, de lactobacil, și cum se face unul tradițional. În cel tradițional găsești sute de specii de lactobacil și sute de specii de drojdii. E o diferență de la cer la pământ. Păi, dacă ne uităm pe un probiotic, așa zis, foarte bun din comerț, 12 specii sau 14 specii, deja e un probiotic foarte bun. De obicei, dacă vă uitați, 2, 3, 6, deja începe să fie bun. Oricum spuneam, noi în intestine avem 1000. Și mai avem ceva. Noi avem armonii. Armonii, nu note date la maxim. Dacă îți mineți minte, pe la concurse despre asta am vorbit. Faptul că dau miliarde dintr-o specie, asta este o notă dată la maxim, nu este o armonie, nu e o melodie. Ori tot universul este făcut din armonii. Excelent. Îmi place mai mult să folosesc păstura în varianta asta, păstura luată în cantități un pic mai mari, mai ales post-COVID. Am o experiență cu foarte mulți pacienți la care le-am dat doze foarte mari de păstură, între 30 și 100 de grame de păstură. Revenirea și starea de oboseală și toată această, inclusiv starea psihică, se modifică instant. Deci la doze mari de păstură date post-COVID, rezultatele sunt excepționale. Și limonadele. Limonadele cu miere de iulișcă în cantitate mare. Deci astea două sunt vior foarte, foarte bune, care duc la rezultate bune. Excelent. Văd aici două mânuțe ridicate. Mălina, vrei să pui o întrebare sau să faci un comentariu? Foarte mic comentariu, să răspund Alinei pe mecanismul din spatele controlului fricii de către lăptișorul de matcă. Hormonul de frică e neuropeptidul Y și acest neuropeptid Y acționează pe
controlul fricii la diverse nivele, la nivel de sistem nervos. Și în momentul în care avem frică sau nu putem controla frica, neuropeptidul Y e mic, dacă suntem rezilienți și capacităm neuropeptidul Y e mare, efectul lăptișorului de matcă este asupra acestui neuropeptid Y. Deci în dozele de care discuta Alina ajută și să fim mai rezilienți și să avem mai puțină frică. Da. Lăptișorul merge pe multe, multe mecanisme simultan. Da, și într-adevăr și pe asta sunt multe componente. Bravo. Viorel, vrei să pui o întrebare? Că văd că ai mânuța ridicată. Pentru Mirela sau Alina. Noi suntem o familie de vegani, deci consumăm destul de multe fibre. Soția s-a vindecat doar cu argentum 77 de COVID, n-a putut să ia altceva, produse apicole. Noi luăm în continuare produse apicole, deci suntem 99% vegani, ca să spun așa. Vreau să te întreb pentru liniștire, depresie post-COVID, pentru că am observat și la soția mea, am observat un pic partea asta de liniște sau depresie, dar și la alți colegi pe care știu că au avut și mi-au spus același lucru. Ce produse îmi puteți recomanda altele decât cele apicole? Alte decât produsele apicole? Uleiul de tămâie. Un ulei esențial de tămâie de bună calitate. Inhalații pus sau? Cum? Pus în mască și nu tras pe cu un nebulizator, nu? Sau cum? Sub ce formă? De dreptul intern. De asta am spus de bună calitate. Dar că se pune într-o capsulă vegetală ca să... De preferință să nu intre în contact cu dinții. Pe de o parte, e foarte bun antiinflamator, cum spuneam, o parte din situație se datorează și inflamației la nivelul sistemului nervos, dar are și efect direct asupra sistemului nervos și, de asemenea, sunt multe plante, cum este, de exemplu, isopul, pe care îl folosesc. Chiar și speciile de salvie, care merg foarte bine și pe zona plămânilor și a sistemului nervos. Și oricum, cine a făcut COVID, de obicei, mai ales dacă a făcut o formă clinică, da, și cu afectare pulmonară, le recomand cel puțin 2 luni după aceea să urmeze un tratament de susținere și refacere pentru a preveni, de exemplu, și fibroza pulmonară. Și aici sunt o serie de plante care pot fi folosite sau pot fi folosite gemoderivate, capricul unul din cele mai studiate. Cimbru, cum e? Băile de cimbru sau uleiul de cimbru? Cimbru, cimbrișor? Nu pe starea asta. Mai degrabă ulei de cimbru. Putem folosi, dar nu e neapărat cel mai specific. Și când vorbesc de ulei și dacă vorbim de refacerea zonei pulmonare, nu. Nu, liniște, liniștire versus depresie. Ulei de cânepă cu CBD, cel mai simplu, concentrație mare. Da, este și asta variantă. Tunătoarea, excepțională antidepresivă. Tunătoarea, exact. Dar să nu uităm un lucru, și asta ar trebui să ne dea de gândit. Cum oare acum mii de ani chinezii aceia au spus loje metal, flămâni intestin gros, au spus depresie, au spus manifestări cutanate și ia gândiți-vă unde se găsesc cei mai mulți receptori AC2 în plămân și în intestin gros, ce forme face COVID-ul, respiratorii, digestive și uite așa, poate că și din medicina tradițională chineză, dacă suntem atenți, putem învăța o grămadă de lucruri. La ora actuală, depresie, dați o căutare gut microbiome și depresia și sunt descrise mecanismele la nivel molecular. Deci, probioticele intervin și inclusiv în aceste efecte. Asta era a priori. Da. Apropo de sunătoare, sunătoarea liniștește sau excită? E tonifiantă, tonifiantă. Și atunci, în depresie, cum ajută? Antidepresie, dacă ești depresiv, ești așa în jos, deci îți trebuie energie. Tocmai că ajută. Și sunătoarea se ridică. Și sunt multe plante. Nu uitați și toate adaptogenele, de la maca, la ashwagandha, la rhodiola, deci la combinații. Ginseng, de exact. Sunt o mie și una de posibilități de a găsi rezolvări. Da, aici eu ce aș recomanda, când sunt liste dintre acestea lungi de plante sau de remedii care sunt antidepresive, mi-aduc aminte de o carte a domnului profesor Pavel Chirilă, în care se spune așa, dacă pacientul are simptomul cutare, depresie și are și hipertensiune,
se recomandă remediu cutare. Dacă are depresie și altă problemă, se recomandă remediu cutare. Adică sunt remedii care merg pe mai multe simptome, să spunem așa, sau mai multe probleme. Deci dacă am, de exemplu, depresie și polenul poate să fie foarte bun, că el este antidepresiv pe mecanisme de astea diverse. Nu consumă capicole. În același timp, polenul este și util pentru ficat. Nu consumă acum, dar poate după conferința asta o să, să-și schimbe părerea. Eu consum la soția. Oricum, în funcție de ce formă de COVID a făcut, ce a făcut afectare pulmonare sau digestivă, sau așa cum am spus, 2-3 luni după aceea aș merge cu niște remedii specifice pe zona respectivă de refacere a zonei și de prevenirea complicațiilor. Da. O formă ușoară, deci 2 zile a fost o formă, deci cu toți. Da. Mai e un lucru interesant. Formă ușoară, dar a rămas cu depresie. Asta înseamnă că da, intră în categoria complicației sau long COVID. Și atunci, da, dacă forma a fost cu manifestare pulmonară, aș combina plante cu topic pulmonar, cu plante cu topic nervos. Dacă a fost digestivă și așa mai departe, oricum, partea cu microbiomul rămâne. Așa că dacă nu îi place păstura, poate să apeleze la kombucha. Mai e un lucru foarte important. Întotdeauna un sentiment, sentimentele sunt cele mai patogene. Deci un sentiment de frică ți afectează rinichi suprarenală și așa mai departe. Și intri în cerc vicios. Odată afectată e sentimentul de frică. La fel cu depresia. Un sentiment de depresie îți va da afectare la nivel plămâni, intestin gros, imunitate și intri în cerc vicios. Deci trebuie tăiat acest cerc vicios acționând și asupra sentimentului și asupra organelor. Corect, foarte simultan pe, la toate nivelele. Foarte, foarte bine, așa este. Apropo de, de partea asta cu depresia, imunitatea plămânii, copiii care merg prima dată la grădiniță, la 3 ani de zile, și stau acolo primele 2 săptămâni, aproape toți răcesc. Și de ce? Pentru că plâng după mămica, după tăticul, uite, m-au dus la grădiniță, e un mediu nou, cine-s copiii ăștia, dar doamna educatoare e străină. Și încet, încet ei înțeleg că mămica vine și ea la ora 12 sau la 1 în fiecare zi, durează cam 2 săptămâni până își dau seama de chestia asta, se echilibrează emoțional, le dispare depresia și dispare și problema cu răceala, la marea majoritate. Să o ascultăm și pe Ramona. Ramona, ești aici? Da? Nu te auzi? Da, acum te auzi, da. Era și doamna Cristina Mateescu care... Da. Nu am terminat. Am sunat pe doamna Mateescu să intervină, dacă dorește, și am să intervină pe urmă. Mulțumesc tare mult, Ramona. Mă bucur să te văd după multă vreme. Nu era decât o mică chestie pe care am avut-o din experiența mea cu Japonia, apropo de administrarea dozelor de propolis, intervalul de timp de administrare între doze. Este recomandabil să nu se depășească 6 ore, cel mai mult 8 ore, între dozele administrate, întrucât metabolizarea compușilor flavonoidizi în general durează cam atât la nivel de organism. Așa că pentru a asigura contactul organismului permanent cu principiile active, este bine să se respecte exact ca la antibiotic până la urmă, da? Acest interval de timp. Alte intervale de timp nu sunt semnificative, pentru că dăm o doză, acționează 6 ore, după aceea suntem pe liber, de exemplu, o vreme până când dăm, de exemplu, la cele la 12 ore sau așa ceva. Deci asta se face, administrarea, inclusiv în cancer, mai ales în tratamentele de cancer. Am experiența asta cu vechii mei prieteni din Japonia, care tratau diferite forme de cancere. Sigur că dacă vorbim de sistem imunitar, că și acolo era vorba nu numai de acțiune antitumorală, ci inclusiv de imunomodulare în cancer, mai ales cu un organism deprimat, este foarte important să se respecte această doză. Cam atât am vrut să spun și vă mulțumesc. Ok. Excelent, excelentă ideea. Apropo de doză, ar mai fi un element între acesta practic clinic. Deci principiul care noi le recomandăm peste tot este să se folosească toate produsele apicole pe toate căile anatomice.
Pentru că aici e un lucru foarte important, unde anume este localizată exact boala. Dacă este boala localizată la nivelul pielii, mi-ajunge o picătură de tinctură de propolis, o leziune, ceva. Dacă este la stomac, o cantitate un pic mai mare, că ajung foarte ușor acolo. Dar dacă este foarte profundă, de exemplu, la nivelul oaselor sau rinichilor, atunci îmi trebuie o doză mai mare. Dacă iau numai pe gură produsul acela apicol, foarte mult din el, după ce trece prin tubul digestiv, ajunge prin vena portă la ficat și rămâne acolo în ficat. Ficatul absorbe aproape tot și foarte puțin mai dă drumul pe venele suprahepatice. Și atunci, în cazul plămânilor, că ăștia sunt cei mai importanți aici în COVID, obligatoriu trebuie să mergem nu numai pe administrarea orală, ci și pe administrarea respiratorie, neapărat, cum au arătat foarte mulți colegi, pentru că prin respirator vin direct acolo unde e problema. În primul rând îl protejez nasul, după aceea bronhile și chiar pot să merg până la alveole cu molecule foarte, foarte fine, dar e bine să dau și pe celelalte căi, adică și supozitoare și sublinguar și așa mai departe. Ramona, te ascultăm? Bună seara tuturor, bună seara Ștefan. Mă bucur tare mult pentru această întâlnire din tot sufletul. Îmi cer scuze că nu am putut fi dimineață din cauza acestei mini-vacanțe prin care am trecut. Am avut liber câteva zile la activitate și ar trebui să recuperăm astăzi de dimineață ceea ce am pierdut. Dar salut, dacă se poate spune retrospectiv, colegii de dimineață, special pe doamna dr. Măriuțean, mă bucur să vă văd din nou și că sunteți bine. Și vreau să spun că am urmărit cu foarte mult drag și cu foarte multă atenție ceea ce s-a spus. Subscriu la ceea ce s-a prezentat colegii de dimineață, doamna Otilia Bobiș, ca de obicei minunate prezentările și foarte utile informațiile, în special referitor la partea aceasta de atenție asupra comercializării. E foarte important să știm ce corect și ce nu. Și a doamnei Cristina Matescu pe partea aceasta științifică. Mi-au plăcut foarte mult intervențiile colegilor de la Cluj. Le mulțumesc tare mult pentru tot ce ne-au spus. Mi s-au părut foarte utile toate informațiile. În ceea ce privește experiența pe care am avut-o, o să spun mai multe mâine, pentru că tehnic am o problemă, nu reușesc să pornesc calculatorul, vorbesc de pe telefon și aici mai greu mi este să fac o prezentare. Ce aș dori să adaug în plus față de ceea ce am auzit și spuneam că subscriu pentru că am folosit de la nivel personal, familial, către pacienți, tur, retur, produsele apicole și preparatele fitoterapice în această perioadă. Nu am făcut această suferință sau cel puțin nu știu să fi făcut documentat într-un fel sau altul. Testările, pentru că în mediul în care lucrez este obligatoriu să avem aceste testări, au ieșit întotdeauna negative, ceea ce sigur că nu poate decât să mă bucure. Și cu siguranță întrebarea tuturor în tot acest context este cum putem să ne protejăm sau de ce unii trec prin această suferință și trec mai bine decât alții sau alții nu manifestă sau nu par să manifeste, deși credința mea este că dacă ne-am evaluat foarte riguros, probabil am descoperit că fiecare am trecut ușor, într-o fel sau altul, prin această afecțiune cumva. Cred că contează foarte mult elementul personal, caracteristicile acestea individuale sunt foarte importante și, bineînțeles, și contextul în care suntem, pentru că și noi față de noi înșine putem să fim diferiți într-un moment față de altul. Mi-a plăcut enorm de mult ce a spus domnul doctor Moraru, perfect de acord cu înțelepciunea aceasta asiatică.
referitor la meridianul plămânului și la legătura știută de foarte mult timp de către ei cu tot ce înseamnă partea aceasta de tristețe către depresie. Sigur că e un cerc vicios până la urmă, că se influențează reciproc starea emoțională cu cea funcțională. Și ce aș dori să adaug ca și experiență personală în această perioadă, deși experiența am dinainte de a începe toată această situație la nivel planetar, nu a fost în acest scop făcut pasul respectiv, dar am constatat că a fost extrem de benefic pentru tot ceea ce a urmat. Cu domnul doctor Stângaciu, cu Ștefan, am mai vorbit pe tema aceasta, i-am împărtășit și în contexte de altă natură, știu, de întâlniri de altă natură acest lucru. Eu am avut și am în continuare o experiență foarte bună cu extractul din frunzele de măslin. Spuneam că mă voi strădui pe mâine să aranjez partea aceasta tehnică, pe care l-am cunoscut ca și produs, să spun, în 2019 și pe care vorbesc acum strict de persoana mea, pe urmă, sigur că aici se mă încadra, spuneam, de la mine către exterior și utilizarea până la nivel de pacienți. Pentru mine a fost o surpriză foarte, foarte plăcută, o experiență deosebită la nivel personal, dar și la nivel profesional. Pe măsură ce a trecut timpul, de atunci încoace am citit foarte mult în zona aceasta, am aflat foarte multe lucruri în zona aceasta. Nu știam că frunzele de măslin au această forță, știam ca și probabil majoritatea celor dintre noi, celor prezenți aici a noastră, a medicilor, despre uleiul din măsline, dar extractul acesta din frunze de măslin are o valoare mult mai mare decât uleiul de măsline. Este și mai ușor de consumat decât acesta, pentru că, din punct de vedere asimilării, permite acest lucru. Și raportat la tema pe care o avem, la situația aceasta la nivel mondial, surpriza a fost foarte mare, pentru că, având valențe deosebite la nivel de imunitate, de sistem nervos, de acțiune hepatică, despre care oricum măslinul este știut că o are, a adus foarte multe îmbunătățiri. Sigur, cantitatea pe care am consumat-o în această perioadă, încoate făcând referire strict la exemplu personal, probabil că acesta este cel mai util, a fost mai mare decât ar fi fost în alte condiții sau decât a fost înainte. Vorbind despre nivelul emoțional, pentru că au fost întrebări inclusiv în această direcție, sigur că legătura există și pentru cei care au măcar un minim bagaj de informații referitor la medicina tradițională chineză, nu este niciun fel de mirare că asocierea aceasta între depresie și infecția și afectarea respiratorie a fost prezentă sau continuă să fie. Pentru tot ce înseamnă modularea emoțională, extractul acesta din frunze de măslin, documentat științific, are o influență deosebită. Pentru că acționând la nivelul sistemului nervos central și la nivel circulator, alte două, să spunem, districte în organismul nostru foarte legate din punct de vedere energetic. Deci realizând această, având această acțiune, are un efect deosebit asupra sistemului nervos central, inclusiv în ceea ce înseamnă capacitatea de învățare, de memorizare, funcțiile nobile cerebrale. Iar din punct de vedere psihoemoțional, spuneam, în situații de depresie modulează foarte frumos atât depresia cât și anxietate. Deci un antidepresiv și un anxiolitic de calitate deosebită. Și pentru că perioada pe care o traversăm are o influență deosebită asupra celor care învață, indiferent de nivelul
știu eu, de vârstă sau de educație, pentru că presupune un fenomen de adaptare la situația pe care o traversăm, cred că este un, un adjuvant extrem de util, poate fi extrem de util. Nu doresc să intru în detalii mai multe, pentru că probabil nu ar fi eficient fără un suport și fără o anumită documentare, dar doream să fac această, spunem, scurtă imersare în, în informație. Și aș mai dori să completez ceea ce a spus domnul doctor Ionuț Mora referitor la adaptogeni. Este o zonă pe care o îndrăgesc enorm de mult, m-am atașat de în ultimii ani foarte, foarte mult. Da, este excepțională utilizarea adaptogenilor. Noi, în general, avem această percepție asupra termenului de adaptogen extinsă la mai multe resurse naturale, dar foarte științific legat de cuvântul adaptogen, așa cum a fost el gândit, sunt doar câteva plante care au reușit să fie, să întrunească condițiile acelea, așa cum a spus și domnul doctor Ionuț Morar, Rhodiola rosea, ginsengul, da, în special ginsengul corean, ginsengul roșu, care este excepțional adaptogen, sau Schisandra chinensis, care de asemenea este un excepțional adaptogen. Avem și noi un echivalent, să spunem, plantă cu rol adaptogen, care este brânca ursului și care în situațiile acestea de încercare, pentru că complexitatea pe care a adus-o situația aceasta mondială este foarte extinsă și la nivel psihoemoțional, cu foarte multă anxietate, asta o pot sublinia și susține, da, psihologii mai ales, pentru că cazurile de anxietate au fost foarte numeroase în perioada aceasta și de depresie, dar cred că anxietatea a fost mai extinsă numeric, nu ca și cazuri mă refer. Am auzit și am asistat la întâlniri de felul acesta în care problema anxietății în ultimul an s-a pus foarte mult și nu e de mirare, și atunci sigur că plantele adaptogene au un rol, după cum le spune și numele, extrem de util în a ne adapta la contextul în care suntem și în care probabil va trebui să trăim, cine știe, până când se va continua. Ok. Mulțumim foarte mult, Ramona, mulțumim. Mai avem câteva minute așa și cu permisiunea voastră am să încerc să vă fac un fel de sinteză pe partea de apiterapie în special. Am două PowerPoint-uri aici, o să trec repede prin ele. Ce vreau să insist pe faptul că de multe ori când facem un protocol de tratament, poate ne ducem numai pe o anumită direcție și uităm anumite lucruri. De exemplu, cum spunea domnul doctor Moraru, că trebuie să începem întotdeauna de la dietă. Dăm plante medicinale, dăm produse apicole, dar dacă dieta nu e corespunzătoare, putem să avem probleme. Și am să vă fac un share screen și am să vă arăt întâi, uitați aici, am PowerPoint-ul ăsta care l-am pregătit, care l-am făcut pentru oameni simpli, pentru pacienți, pentru oameni care să înțeleagă foarte ușor. Și trec repede prin el. Aici avem sistemul imunitar cu structurile lui. Atenție, acest sistem imunitar, adică unde se formează leucocitele, măduva osoasă, măduva hematogenă roșie, dacă alimentația nu e corectă, dacă oxigenarea nu e bună, dacă inima nu pompează bine, dacă ficatul nu lucrează bine, dacă rinichii nu lucrează bine și așa mai departe, atunci această măduvă hematogenă nu poate să facă leucocitele corecte. Și tot ce vorbim noi despre imunizare, cei care recomandă vaccinurile, vaccinurile stimulează limfocitele B să producă anticorpi, dar dacă aceste limfocite B din start nu au o calitate bună, totul se dă peste cap. Deci atenție la anatomia sistemului imunitar, citit foarte mult despre fiziologia sistemului imunitar, cum acționează el și mai ales ce are nevoie el ca să fie activ. Și aici trebuie să vedem
În primul rând, ca în orice boală, trebuie să vedem care sunt cauzele care duc la afectarea sistemului imunitar. Și aici eu v-am pus așa foarte simplu doar o parte dintre cauze. Fiecare dintre cauzele acestea, la rândul lor, pot să aibă multe alte cauze. Deci ceea ce spun eu de ani de zile, e o formulă care e un pic ciudată, trebuie găsite toate cauzele cauzelor listate și de-abia după aceea mă apuc să fac protocolul de tratament. În cazul sistemului imunitar, dacă sunt aceste cauze prezente, ce este interesant este că ele nu acționează singure, așa de una singură, de exemplu, circulația slabă afectează sistemul imunitar, dar această cauză se ia mână în mână, să spunem, cooperează, colaborează cu celelalte cauze. Și atunci se agravează lucrurile și e foarte greu să mai tonific acest sistem imunitar. De exemplu, am o fragilitate capilară care e dată și de dieta incorrectă. Nu am vitamina C destulă, nu am polifenol destul și atunci am o fragilitate capilară sau nu am vitamina C destulă pentru că fumez foarte mult. Deci poluare internă și externă cu fumat sau poluarea din orașe care duce și ea la fragilitate capilară indirect pentru că afectează vitamina C care e consumată prin oxidare. Deci trebuie cu mare, mare atenție, cu răbdare, să iau toate aceste cauze una după alta și să mă gândesc cum să le neutralizez. De exemplu, la somn sunt o mulțime de reguli, cum să am un somn foarte bun. Și aici v-am pus niște categorii care le spun eu peste tot, pe la toate conferințele, pe la toate cursurile. Practic, dacă asigur aceste categorii foarte, foarte bine, aproape nici nu mă mai interesează de aceste cauze. Pentru că prin suplinirea tuturor condițiilor care fac aceste categorii să fie ok, atunci pot să neutralizez foarte multe dintre cauze. Hrana înseamnă dieta corectă și aici fac o paranteză. Sunt deja studii care arată încă din 1918, când a fost gripa spaniolă, hrana vegetariană este foarte bună pentru cei care au COVID, pentru că crește pH-ul spre alcalin, da? Și ajută la fluidifierea sângelui. Și asta e o condiție sine qua non pentru a putea lupta contra bolilor virale. După aceea sunt tehnici de respirație și așa mai departe. Și o să trec repede prin fiecare ca să le vedem. Mai întâi căldura. Deci căldura este extraordinar de importantă și am aici aport din exterior de căldură, prin lichide, alimente calde, aer cald, cum se întâmplă la saună, de exemplu, apă caldă, băi calde, inclusiv de picioare. Crearea în interiorul organismului de căldură prin mecanisme biochimice, adică condimente să folosesc mai multe sau să fac mișcare și exerciții respiratorii care stimulează musculatura și izolarea termică. Așa cum ne spun bunicile de ani de zile, ai o răceală, ai o gripă, bagă-te în pat sub plapumă ca să reduci pierderile de căldură. Și atenție la asta, apropo de căldură, cum pot să o mai ajut? Foarte, foarte important este febra. Deci febra are rol și preventiv și terapeutic. Se scade doar dacă este reală nevoie și doar prin mijloace fizice. Deci nu cu paracetamol, cu panadol, cu parasinul și cu tot soiul de medicamente dintre astea care sunt hepatotoxice, direct sau indirect, ci cu metode fizice. Pur și simplu se dezbracă pacientul, se pune pe piele o compresă cu apă călduță sau pe frunte, nu e nevoie de medicamente de tip chimic sau se pot folosi plante medicinale, cum spuneau colegele de la Cluj, se poate folosi, eu știu, bitterul suedez sau orice alte remedii pe bază de plante care să ajute și care să meargă, de fapt, la cauze. Și aici, apropo de febră, fac o mică paranteză. Pentru mine a fost o confirmare extraordinară, pentru că eu știu de la profesorul meu de boli infecțioase din facultate de acum 30 ceva de ani, profesorul Ludovic Păun, care spunea că febra nu trebuie scăzută în boli infecțioase. Deci nu trebuie scăzută decât dacă apar convulsii sau apare confuzie mentală. Da? Și tot așa scăzută doar prin mijloace fizice. Și în 2015 s-a publicat un articol în Statele Unite care a confirmat că dacă se scade febra prea repede, crește mortalitatea. Repet, dacă se scade febra prea repede, crește mortalitatea. Asta nu este de joacă. Și ceea ce se face în foarte multe spitale, foarte multă lume care nu știe, cum are un pic de febră, se repede la paracetamol. Asta este greșeală imensă, pentru că dacă nu am febră, nu am forță la sistemul imunitar,
Febra crește fluiditatea sângelui și a limfei și permite acelor leucocite să circule foarte repede prin corp și să blocheze virusii încă din fașă. Dacă eu scad febra, e ca și cum dau mână liberă virusilor, bacteriilor să se mulțească. Ok. Aici am iarăși exemple de căldură. O să vă pot trimite acest PowerPoint sau o să-l aveți deja prin prezentare, prin registrare. Deci puteți să opriți oricând pe fiecare slide să-l citiți cu atenție. Hrana. Aici am niște principii care sunt legate de hrană. Cum spuneam, în special hrană de tip vegetarian, proaspătă, neprocesată, neiradiată, curată, fără conservanți, fără antibiotice. Așa, substanțe protectoare să fie foarte multe de tip polifenoli. Da, deci cât mai multe legume, ușor de digerat, hrană de bebeluș, caldă, atenție, predominant vegetariană, dar alimentația vegetariană, știm din medicina chineză, are tendința să răcească un pic corpul, energetic și la modul chiar real. Deci trebuie să fie suficient de multe supe calde ca să compenseze acest lucru. La respirație aici sunt iarăși o mulțime de tehnici, de metode, pe lângă aer proaspăt și curat, deschidere de ferestre din oră în oră, aerul cald trebuie să fie în cameră cel puțin 22-24 de grade Celsius, iar dacă apare deja infectarea virală a plămânilor, trebuie crescut chiar până la 28 de grade Celsius. După aceea, aerul bogat să fie în substanțe volatile protectoare, în aromoterapie, propolizare de aer de cameră și chiar de aer de mașină. Și mai este o tehnică de respirație care vine din yoga, din pranayama, din această medicină indiană care este formidabilă. Acest tip de respirație crește foarte mult căldura corpului și creează un fel de febră biologică, să zicem așa, stimulată și care poate să fie foarte, foarte utilă în COVID. Sunt și alte tehnici de respirație, desigur. Alt capitol foarte important, protecția. Degeaba încerc eu să ajung sistemul imunitar cu alimente, cu probiotice, cu toate celelalte, cu produse apicole, dacă acest pacient are co-infecții. Și vă aduceți aminte că aproape toți pacienții care mor de COVID au ori comorbidități, ori co-infecții. Deci trebuie să mă ocup de această protecție la toate nivelele, inclusiv partea psihoemoțională, inclusiv partea fizică, chimică. Călirea, iarăși este o etapă ulterioară, deci am trecut prin COVID, am scăpat de el sau sunt înainte de el, trebuie să mă călesc la nivel fizic, la nivel psihic. Și am aici plimbări zilnice, gimnastică, dușuri cu apă caldă, apoi spre final cu apă rece, purtare de mască doar în spații aglomerate, unde sunt mulți oameni și nu peste tot, pentru că, de fapt, dacă pot să iau cantități mici de virus și inhalez, aceștia nu îmi vor dăuna și o să mă ajute la nivel de sistem imunitar să vin cu mecanisme de neutralizare. Deci nu trebuie să fie izolare totală. Asta este o greșeală foarte mare, pentru că știm și din istorie, dacă izolezi o persoană totală, atunci scade automat imunitatea. Ok, anabolismul este partea aceasta de refacere. Sistemul imunitar, mai ales în COVID, este supra-solicitat, tot organismul este supra-solicitat, sunt enorm de multe distrugeri celulare, distrugeri tisulare. Ori ca să refac aceste celule, ca să refac aceste țesuturi, am nevoie de categoria asta mare care se cheamă anabolism. Deci anabolismul înseamnă refacerea, tot ce înseamnă mecanismele de refacere. Și aici pot să folosesc produsele apicole, sunt excelente pe refacere, mierea, lăptișorul, apilaniul, polenul, păstura, din nou, care le știm cu toții, dar și plante medicinale și pe lângă asta neapărat odihnă foarte, foarte bună. Pentru că anabolismul merge mână în mână cu odihna, merge cu stresul redus. Odihna, apropo, aici sunt o mulțime de reguli legate de odihnă, cum să avem un somn de calitate, mergeți la un psiholog foarte bun că vă poate ajuta și pe linia asta, evitarea grijilor, depresiei, emoțiilor negative, alimente ușor de digerat înainte de culcare și neapărat aici o linguriță sau chiar o lingură de miere chiar înainte de culcare, dacă nu sunt contraindicații, de exemplu, dacă există o tendință la balonări, la probleme de tip fermentație, atunci mierea nu ar fi așa de bine să ia chiar înainte de culcare. Dacă nu sunt probleme de genul acesta, e foarte bine să se ia, pentru că mierea asigură glucoza pentru ficat și ficatul asigură glucoza pentru creier și asta permite un somn mai odihnitor. Ok, pe igienă, iarăși e un capitol care se uită destul de mult, pe lângă igiena externă și apropo, în spitale auzim foarte mult și din presă și știu și eu cazuri din familie,
stau pacienții o săptămână, 10 zile, două săptămâni în spital și nu pot să facă un duș, nu sunt lăsat să facă un duș sau să se spele și atunci automat pe piele se acumulează foarte multe toxine, pielea nu mai respiră bine, nu mai intră oxigen destul prin piele, că și prin piele intră cam 1% din oxigen și după aia intră toate toxinele astea în circuit. Deci, igiena externă este fundamentală, dar atenție, și igiena internă este foarte, foarte importantă. Dacă am o constipație, am probleme cu rinichi, am probleme cu ficatul, cu plămânii, nu pot să elimin toxinele interne și aceste toxine se acumulează până la nivel de celulă și intracelulară inclusiv și atunci am foarte mult de lucru. Deci trebuie mers la toate nivelele cu igienă și fizic, dar și la nivel emoțional. Deci să evităm stările colerice, ura care duce la contracție, la un ficat care este congestiv și așa mai departe. Hidratarea, iarăși, este foarte importantă, cu apă plată sau apă de izvor ideal, cu suc de lămâie și cu miere, pentru că dacă avem aceste două elemente în plus în apă, apa este mult mai bine, mai bună, mai hidratantă, adică stă mai bine în corp. Dacă se bea apă simplă, intră și iese destul de rapid. Aici ar fi foarte bună apa biologică și este cea din sucuri de fructe, de legume. Categoric evitată apa cu clor, cu poluanți. Cei care care locuiesc încă în orașe, apropo, vă sfătuiesc pe toți să ieșiți din orașe cât mai repede, să vă mutați la țară. La orașe unde există acel clor în apa de baie, e foarte rău pentru imunitate. Trebuie luate măcar acele filtre speciale care să blocheze clorul, care se mutează la robinete sau la duș. Și aici, iarăși, un proverb chinezesc, apa care stă se împute. E un proverb care este foarte dur, așa ca exprimare, dar care este foarte important. Dacă am în corp blocaje, dacă am comorbidități, am obezitate, am diabet, am boli de cardiovasculare și există o tendință la edeme, există o tendință la stagnarea apei, oriunde ar fi în corp, așa, atunci acolo se adună foarte multe bacterii, virus, reziduri și totul se dă peste cap. Regenerarea este iarăși un capitol foarte, foarte important, care este legat direct de anabolism, dar care este important de văzut la nivel celular. Am văzut de curând acum o prezentare, la nivelul fiecare celule, la nivelul nucleului, la nivelul ADN-ului, fiecare zi, în fiecare celulă din corp, se produc până la 7000 de leziuni, care leziuni de aceste foarte, foarte fine, microscopice, de exemplu datorită radicalilor liberi, și dacă se iau antioxidanți suficienți, aceste leziuni se repară rapid, deci regenerarea este făcută din mers și atunci nu se mai ajunge la o mortalitate mai rapidă prea devreme a celulelor. Și aici este exemplul acesta care îl dau cu regenerarea, deci și mașina acelea vechi făcute acum 100 de ani, sunt încă ok pentru că li se repară, li se înlocuiesc în permanență toate piesele și aici vreau eu să pun o poză, n-am mai reușit, cu Skoda care o am eu, care e făcută din 2004 și care arată mult mai rău decât această mașină de acum 100 de ani, pentru că la Skoda mea nu am făcut regenerarea la timp. Și aici o sinteză pe partea sufletească, cum spunea și domnul doctor Moraru. Avem aici toate aceste emoții sau sentimente negative care afectează diverse organe din corp, diverse sisteme, diverse loje energetice, cum se mai spune, și care se pot să fie blocate, neutralizate cu toate aceste sentimente pozitive. Și ca să vă dau și partea de un pic așa ca sinteză, că am văzut că ați cerut pe doze, să vă fac acum rapid ca doze, cum le recomand eu, cel puțin, la miere de albine, cât mai multă miere de albine, ideal ar fi o miere care este proaspătă, desigur, nefiltrată, neprocesată, neîncălzită, dacă e cristalizată este ok, și se poate merge până la 1, 2, 3 grame pe kilogram corp pe zi, în condițiile în care se bea foarte multă apă. Apă caldă, băută și luată și miere și atunci este ok. Dar mierea nu numai băută sau înghițită, ci și mierea pe partea respiratorie. Și există o rețetă foarte bună de la doamna dr. Cojocaru pentru nebulizare cu miere și cu propolis. Și este acea rețetă care vă pot spune și acum, în 3 ml de sirop biologic se adaugă 0,5 ml de tinctură de propolis și 0,5 ml de miere.
Ok, deci e cineva care are microfonul deschis? Hai să facem aici un pic de, cum se face aici, să închidem microfoanele. Vă rog să închideți. Ah, da, gata, am făcut mute-ul. Ok. Bun. Revin la schema aceasta ca să vedeți la doze. Deci, revin la rețetă. În 3 ml de ser fiziologic se adaugă 0,5 ml de miere și 0,5 ml de tinctură de propolis. Da? Se amestecă, se omogenizează și după aceea se pune în acel buteaj de la nebulizator. Asta e o rețetă foarte simplă, dar se poate merge cu mai mult sau mai puțin din miere sau din propolis în funcție de ce avem nevoie. Dacă este o afecțiune deja virală, atunci adăugăm și ulei volatil, de exemplu, de oregano sau de rozmarin. Dacă este o afectare bacteriană, s-a ajuns la o pneumonie bacteriană, atunci se poate adăuga ulei volatil de cimbru, care este foarte puternic antibacterian, dar atenție, cantitate mică, doar o picătură la acest amestec și doar de câteva ori pe zi. Propolisul brut se poate lua și el până la 5, 10, 15 grame pe zi ca atare, se mestecă și câteva, eu știu, 30 de minute, o oră și după aceea se mestecă împreună cu alune sau cu polenci sânghite. Ceara de albine, nu s-a vorbit acum, nu am ajuns la tema asta, dar ceara de albine este foarte bună pentru că poate fi ca și captator de căldură, se poate pune, de exemplu, pe torace și creează un fel de protecție și nu lasă să iasă căldura din torace, din plămâni așa de ușor și ajută la crearea unui fel de febre biologice în interior. Alăptișorul de matcă și apilar nim s-a vorbit foarte mult astăzi, deci cât mai mult, eu știu cazuri din Germania care s-au vindecat, au ieșit de prin COVID sau au trecut prin alte boli virale foarte, foarte grave, cu doze mari de tot, cu 25 de mililitri pe zi, câteva zile la rând. Eu când am avut COVID-ul în februarie, cred că am luat 30-40 de mililitri pe zi și m-a ajutat să ies mai repede, plus remediile care le-am primit de la colegi, de la domnul dr. Moraru. Păstura, 10, 20, 30 de grame pe zi, la cei care sunt vegetarieni, se poate merge pe doze mai mari, pentru că ea înlocuiește carne, înlocuiește proteinile animale, polenul la fel, se poate merge și până la 100 de grame pe zi. La veninul de albine, aici se poate aplica veninul în formă de cremă cu venin de albine. Apicultorii pot să folosească acest venin și știm deja că apicultorii sunt mult mai rezistenți la COVID. În toate întrebările care le-am făcut prin toate țările, prin rețelele care le avem, extrem de rar apicultorii se îmbolnăvesc grav de COVID. Asta poate să fie explicat și prin veninul de albine, care este un mare stimulator al sistemului limfatic, plus că veninul de albine este el ca atare antiviral. Dar foarte simplu este de folosit pentru oamenii obișnuiți, ca și cremă și se pune pe puncte de acupunctură. Și dacă vreți, vă pot trimite acele scheme, acele puncte, ca să vă arăt așa că suntem la capitolul ăsta, sunt zona asta de aici, unde este punctul de acupunctură plămân 1 și 2. Foarte important chiar aici pe timus, că știm că la nivelul timusului limfocitele T sunt educate, sunt antrenate, să spunem așa, deci se poate pune pur și simplu o cremă cu venin. Atenție, nu înțepături de albine aici, pentru că este o zonă mai sensibilă. De asemenea, este un punct aici, vasconcepție 17, care ajută și la respirație. După aceea sunt niște puncte chiar pe lângă nas, intestin gros 19 și 20 în zona asta. Vârful nasului este vas guvernor 25, dedesubt de vas guvernor 26. Le găsiți aceste puncte în colaborare cu medicii care practică acupunctură. Ok, deci asta a fost așa în mare, mare viteză. Sper că... mă vedeți acum și dacă mai sunt ceva întrebări legate de tot ce am vorbit de aceste protocoale și după care putem să trecem la o mică pauză de seară și după ora 8 ne reîntâlnim aici pentru a vedea colegii care au produse apicole, partea de aceea de Api Expo, am spus, să invităm colegi și care să ne prezinte din preparatele și produsele lor. Dar să revin la întrebări. Dacă sunt întrebări acum din grupe, ridicați mânuța și mai încercăm să răspundem la niște întrebări specifice. Puteți să activați microfoanele. Da? Mă auziți? Ok. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Da. Nu vă mai aud? Da. Domnul dr. Moraru?
Da, aș avea o completare de făcut. Spuneai de apa care stă se împute. Da. Chinezii s-au referit și la sânge și la energie. Ok. Când stagnează, se împut, asta însemnând boală. Al doilea lucru, ai vorbit la un moment dat cu respirația aceea cu aer cald. Și dacă aduce aminte, acum un an și ceva, realizasem când am văzut statisticile chinezilor că 5% din chinezi sunt internați cu COVID, ei fiind fumători în proporție de 65%, și faptul că se folosea tutunul în tratamentele virale la plante, am făcut niște doze pe vapers, da? Cu diverse plante, inclusiv cu puțin nicotină, pe care le-am folosit în loc de mască o perioadă de câteva luni. Și cred că au fost eficiente acele doze de vapors. Cam asta era completat. Ok, ok, ok. Bine. Bine, ok. Atunci luăm pauză până la ora 8 și ne vedem după ora 8 cu preparatele, cu produsele, să discutăm un pic mai pe larg unde se găsesc, cine le produce, cam ce doze se pot folosi și, desigur, după ora 8 o să venim din nou cu, eventual, cu răspunsurile concrete, specifice la întrebările care le aveți. Ok, mulțumesc foarte mult pentru prezență tuturor. A fost o discuție extraordinar de pasionantă. Ați văzut cât de multe remedii se pot folosi în COVID și care sunt abordările care trebuie să le avem. Ok, mulțumesc. Ne vedem la ora 8, da? Bine. Pe același link reveniți la ora 8. Ok. Mulțumim. Și eu mulțumesc.